Succes, mulțumesc, bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Am prea multe hârtii, domnule profesor. Bine ați venit la Marius Tucă. Și eu văd că și dumneavoastră aveți prea multe fire. Ce să fac? Sunt cablat, prieteni. E cablat. Deci dumneavoastră aveți prea multe fire, eu am prea multe foi. Fiecare cu ce poate. Securitatea mă iubește. Dumneavoastră sunteți în secolul 21. Cu vaccinurile, știți? Cu? Britanicii bogați nu vor să stea la coadă pentru vaccinare și oferă 2000 de lire pentru fiecare doză. Și? Păi domnul profesor, dacă aveam bani ăștia, eram la Londra. Păi întreabă-l pe Ciucă, unde sunt... Cum? Unde sunt vreo 1500 de vaccinuri din alea, diferența la 4500 la 3000, îți povestesc eu în emisiune. A, da? Păi ia. Păi nu știu, ia vezi, la el cât costă? Nu știu, că nu sunt... Am înțeles că e decorat, adică ăștia decorați... Da, ați văzut, domnul profesor, ce a pățit prietenul nostru, Marele Jack? Bă, prietene, păi, uite, vezi, trebuie să începem cu Marele Jack, totuși. Noi ne-am pregătit pentru un lucru, și uite, suntem ce... între Crăciun și Anul Nou, și uite-te și tu ce a venit peste noi. Mă uit la mine și nu mă recunosc, pe cuvântul ăla. Mi-a albit mustața într-o parte. De la COVID-ul ăsta, domnul profesor. Fratele meu, nu știu ce să spun. Ai forță? Am forță în instalații, în practic. Spun un cântec azi de Crăciun cu laptito în chinoază, o știi pe aia? Cu mica burgheză? Nu știu, nu sunt de aici. E din anii 30, ai secolului trecut. În anii 30 am fost puțin plecat din localitate. Erai pe aici, dar nu erai atent. Eram, dar nu eram. Deci ce a pățit prietenul nostru, fratele nostru, Jack? Dragul meu, uite, citesc aici pe Active News că prietenii tăi securiștii l-au suspendat pe Ion Cristoiu 7 zile la contul său, Cristoiu TV. A anunțat Cora Muntean, redactorul șef. Pe YouTube, da. Da. Păi, l-a sancționat, spunea. Deci suspendarea lui pentru 7 zile. De ce? Presupun ei că e povestea cu vaccinul. Care e vaccinul, e sacrosanct. Înțelegi tu? Croissant, se spune. Da, croissant la sacro. Adică n-ai voie să sufli, totul este bătaie din călcâie, eventual din pinten dacă ai, și execuții întocmai și la timp, conform regulamentului de garnă și garnizoană. Garnă și garnizoană, ai înțeles? Iar mă las cu securiștii, domn profesor. Prietene, garna așa e. Dar să spun un lucru. Chiar dacă era... tu ai impresia că securiștii ăștia mișcă așa de capul lor singuri în front... Adică nu sunt... Nu. Cum... Nu. Și au suspendat, uite. Uh-huh. Ce zici de asta? Da, nu știu. Uite chiar... ce spunea maestru. Cine-și imagina în 1989 că după 30 de ani creștinii vor fi prigoniți în regimul iohannis mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu? Păi pentru așa ceva trebuie și suspendat, prieten. Și eu zic... Eu zic că merita. Și eu zic la fel. Adică... Păi dar și el să scrie asemenea... Da, vă dați seama, domnul profesor. Nu păi cum să scrie că sunt prigoniți? Că le-a închis bisericile? Păi asta e una. Da, mai zici ceva... Păi nu-i suficient? Dar le-a închis YouTube-ul? Da. A zis și el, săracul, de vaccin. Că am ajuns... Păi, dar nu trebuia să zică, domn profesor. Nu. Putea să-și vadă de treaba lui, între Crăciun și Anul Nou, altă treabă n-ai decât să zici de vaccin. Nu trebuia să zică Marius, eu zic. Drept pentru care eu zic că e bine să urmezi tu. Uh-huh. Așa că noi vom zice azi de vaccin. Nu că am fi vrut să zicem, dar după așa ceva mi se pare firesc, pentru că nici chiar în țara lui Trump, unde sunt dați afară jurnaliștii la CNN din conferința de presă la Casa Albă, încă nu s-a pus poprire... pe niciun site. Mai mult, YouTube-ul îl sancționează pe Trump atunci când aberează el așa elegant în stilul lui caracteristic. Dar iată că aici e taman invers. Trumpul nostru e mai puternic decât regulile democrației. Nu spuneți. Păi nu spun. Zic. E altceva. E altceva. Uh-huh. Și zic eu, este timpul să înțelegi mai bine ce ți se întâmplă. Mulțumesc. Da? Uite, pentru că tot veni vorba... Bine, se noiește, plăgușorul se pornește. Da. Tot nu ai... N-am, dar nu vreau să... Știți? Uite, Marius, pentru că tot i-a fost interzis accesul pe YouTube maestrului Cristoiu, eu zic să începem, deși nu aveam asta în program, voiam să încep cu Crăciunul. Pentru că a fost, nu? Crăciunul până ieri. Marius, sunt obligat să încep cu niște securiști proști de buhăie și care, ghiși ce, conduc această țară. Nu am o problemă cu vaccinul, dar astăzi vom vorbi despre vaccin și despre vaccinare, în ritmul și sensul care au definit atitudinea cenzurii securiste asupra jurnalistului Ion Cristoiu.
ca să ducem până la capăt atitudinea cenzurii, nu? Care este menită să protejeze neamul tău de fraieri care votează cu securitatea. Pentru că securitatea are și ea un nerv al ei. Nu? De la Academia lui Platon încoace, băieții ăștia așa peripatetic, se plimbă ei prin conștiințele oamenilor, prin telefoane, prin buzunare, pentru că ghișe, ăia sponsorizați de ei, tocmai au anunțat că salariul minim, nu? S-o mări așa, cu vreo 3,1%, cu 41 de lei pentru proști. Salariile păi la... Și Nicu a dat 100 de lei. A dat 100, dar ăla era controlorul securității, nu sluga securității. Înțelegi tu? Domn profesor, numai jignire de la începutul emisiunii. Da, dar încă n-ai auzit niciun nume, nu vrei să trecem la nume? Ba da, dacă se poate, păi aș vrea să, pe... să-i și nominalizăm. Exact. Da? Ca să știm o treabă. Să trecem la... Păi uite, în avantpremiera emisiunii de azi, dragul meu, haideți să vedem pe fratele tău, Gheorghiță, ai auzit de el? Cu vaccinările? Nu știu, vă dați seama. Păi uite ce spune fratele tău, Gheorghiță. Să vedem dacă merge. Dacă Sony? Mai avem. Nu știu, Marius, că asta nici rupe. Cu... Mă, nici cu Sony nu te mai înțelegi. Rupe ecranul în două, domn profesor. Nici cu Sony. Unde am asta? Aici? Unde vreți dumneavoastră, vă dați seama. Important e să fiți live. Să vedem, mai. Că în acest moment cred că și personalul și mass media are un rol important, dacă vreți, în furnizarea informației de calitate, în ideea în care trebuie să prezentăm datele care sunt validate științifice, datele care provin din surse oficiale. Ai înțeles, mă? Datele care provin din surse oficiale. Eu o să-ți arăt imediat care sunt sursele oficiale. Vrei să vezi sursele oficiale? Bă, ți-am greșit cu ceva, iartă-mă că te întreb. Nu, nu, nu mi-ai greșit cu nimic, pentru că da, ești, putea, la fel, nu? Ești la fel de nevinovat ca frunza mort. Ca Gheorghiță. Exact. Să știi, un băiat inteligent, săracu, scos în față ca să ia șuturile meritate de securiștii ei bătrâni de deasupra lui, înțelegi? Și care nici la momentul ăsta nu știe ce îi se întâmplă. Pentru că, uite, după ce ți-a spus cum e cu presa, cu informarea corectă, ia tu, băi, Marius, tu că, nu, știrile de la noi, de la securitate. Exact. Așa. Uite, el întreabă, bine mă, frate, spune-ți și nouă măcar, nu-i așa, cât s-au vaccinat azi? Da? Asta da. E de pe 28 decembrie de azi, de acum vreo oră și mai bine. Da. Nu știa, pentru că încă nu venise... centralizat ordinul de zi pe unitate cu minciunile pe care trebuiau să le spună. Uite-te tu, el nu are, nu o centralizare, Marius, sau, mă rog, o citire în timp real a rezultatelor. El nu are un rezultat in progress, mă. Înțelegi? Știi ce e aia? Working, exact. Mai ales că ei vaccinează într-un număr de spitale limitate la momentul ăsta ca număr. Nu se pune problema că vaccinează milioane ca englezii. Nu, vaccinează câteva sute de inși. Și el nu știe la 5 sau la 6 să spună câți a vaccinat. Știi de ce? Pentru că n-a venit minciuna la pachet, aia de la securitate. Am înțeles să trăiți. Permiteți să trec la executare. Ia de aici, întrebare... Da, dumneavoastră aveți ceva cu securitate. Parcă la un moment dat nu mai aveați cu... Rămăsesem eu singur cu securiștii. Fii atent să-ți arăt de ce ar trebui tu să fii interzis. Ia de aici. Da. Ambasadorii campaniei de informare, spuneți-ne câte alte cadre medicale au fost vaccinate astăzi. La ora 18 avem situația pe care o vom pune la dispoziția dumneavoastră, situația de la ora 5, ea va fi actualizată la ora 20 când se cheie activitatea în centrele deci el, prietene, pe la 5 așa nu știa ce o să fie, zicea că o să vedeți pe la 6 și oricum pe la 8 o să vedeți ce a fost la 5. Ce ai zis, mă? Fii atent. Vaccinare. Ce vă pot spune că sunt centre de vaccinare precum Maramureș, la Baia Mare, unde activitatea de vaccinare a fost încheiată. Practic, prima doză a fost administrată tuturor persoanelor care au fost incluse în lista de programare. Activitatea de... Și acum fii atent, Marius. Ce urmează? Mamă, ce formă sunteți, domn profesor? Nu sunt în formă. Ascultă, pentru că... Așa păreți cel puțin. Repet, am început asta din cauza lui Cristoiu. Da. Hai să vedem care sunt informațiile lor. Vrei să vezi cum mint ăștia? Da. De buhăie. Securitatea aia împuțită, care livrează informație strict pentru proști. Știi tu câte zone, centre, puncte în România ai
cu facilități pentru menținerea vaccinului la minus 80 de grade, așa cum cere Pfizer-BioNTech? Nu știu, am văzut că Bulgaria a cărat vaccinul cu ăla de cârnați, cu mașina de cârnați. Păi da, dacă înăuntru erau cutii din, aia, din alea cu gheață carbonică, mergea și cârnatul. Nu, și, și le-au depozitat da. La, într-un zil de la, da. Într-un da. De 30 de ani da. Vechi, un frigider. Iar primul ministru al Bulgariei s-a vaccinat. Păi la noi nu se vaccinează. Păi știi de ce? E șmeche. Ca să-l dea afară de pe YouTube pe Cristoiu, care spune, bă, aveți probleme cu vaccinul, că vă că-l sărbătorim ca pe Nicolae Ceaușescu. Dar barosanii nu se aruncă. Îi lasă pe proști înainte să vedem ce se întâmplă cu ei. A? Dar hai să vedem ce spune tăticul vaccinării. Iar Câțu el a făcut, deci au fost unii, au făcut la VAM acolo, când a venit mașina frigorifică și a făcut poze, nu știu ce, au pus pupitrul ăla. Ăla, pupitrul ăla devine un fel de simbol al României, știi? Da. Îl care da, de peste ăla, tot. Mijlocul străzii. Și Câțu, fratele tău. Păi, nu trebuia? Da. Câțu a făcut poze cu camionul în spate aici, da. Când a ajuns la București. Da, da. Săra. Ia vezi tu câte centre ai ca să învățăm pe ăștia, pe securiștii proști care conduc România, cum totuși mai sunt unii oameni în această țară cărora le pute minciuna fetidă, aia, știi tu, gnostică. Aia care sesizează empiric nivelul și indicele de inteligență al prostului român care îngurgitează de la ei toate aceste valuri de aluviuni. Credeți că e posibil tu. Fără jigniri? Dacă fără. Ia ascultă tu pe Gheorghiță, că am înțeles că trebuie să luăm de la el, nu? Lumină așa. Luăm și ia, vaccin. Ia de la lumină și vaccin. Ia, ăsta ce zice? A? Ai văzut ce titlu frumos am dat? Centru de stocare. Noi avem doar Institutul Cantacuzinou sau mai sunt alte centre de depozitare și în țară? În momentul de față avem 7 centre de depozitare în toată țara. Centrul național este reprezentat de Institutul Cantacuzino, care are o capacitate de stocare la minus 80 de grade de circa 1,5 milioane de doze. În celelalte 6 centre regionale din țară, care au aceste facilități de stocare la minus 80 de grade, Timișoara, Brașov, Cluj, Iași, Constanța. Deci celelalte 6 centre au și ele capacitate de stocare la minus 80 de grade, spune Gheorghiță. Da. N-ai înțeles? Mai dau o dată. Am înțeles. E sigur? Că ai înțeles? Cât de cât, nu? Bă, asta era pe 28 decembrie. Mm-hmm. Adică, în ce zi? Azi. Azi, da. A? Da. Deci ce ne spune el? Da, la Cantacuzino este și în celelalte centre este. Ce este? Facilitate de stocare a vaccinului la minus 80 de grade. Conform prescripției, nu? De la Pfizer-BioNTech. Mm-hmm. Bă, dacă e așa cum zici tu... Și securitatea asta care l-a scos pe Cristoiu de pe YouTube, e iubitoare de popor și adevăr? Măi, Mariusică, atunci... Valerică? Dați-mi și mie, vă rog, 361 și vezi ce zice pe 26 decembrie, alaltăieri, Gheorghiță, despre Institutul Cantacuzino. Vă rog, 361. Este singurul centru care are capacitatea de stocare la minus 80 de grade în momentul de față, la care se adaugă celelalte 6 centre regionale de stocare. Poftim? Ce ai făcut, Marius? Păi cum e singurul centru care... Păi nu, că poate n-ai înțeles, iubirea mea. Hai să-ți mai dau o dată. Te rog. Ia, ascultă. În celelalte 6 centre regionale din țară care au aceste facilități de stocare la minus 80 de grade, Timișoara, Brașov... Deci alte 6 care au aceste facilități de stocare la minus 80 de grade. Ce a spus securitatea după ce a făcut declarația acum o zi? Prietene, nu merge așa. Că proștilor nu poți să le dai chestia asta că n-avem decât la Cantacuzino. Că la cât furăm de la acest popor, la cât nu le mărim salariul minim... La cât amânăm pe declarația acum amunișată într-o ordonanță de urgență, nu? Mărirea salariilor profesorilor din septembrie în decembrie. La cât aruncăm în aer punctul de pensie. La cât ne facem că am uitat că trebuie să mărim alocațiile la copii. La cât dăm grămadă de miliarde să cumpărăm fiare vechi de la americani ca să ne țină în șa pe grumazul proștilor de români. Acum... Nu o să ne apucăm să le spunem că de fapt n-am avut 2 lei ca să-i vaccinăm cum trebuie. Și că de fapt vaccinul ăsta Pfizer-BioNTech, noi îl ținem așa în palmă, la 100 de grade Celsius, că ce să faci? Nu o să dai tu bani pe facilități din alea de minus 80 de grade da, peste tot în țară? E codul ăla gal, dacă se face minus 10 de la Viscol cu minus 70 plus minus 80. Auzi, mă, Marius...
Noi o să discutăm asta mai la vale în, despre vaccinare, că o să vezi că și în strategia lor de vaccinare spune că trebuie să fie astea cu minus 80 auzi, de grade. Dar marea realizare a Institutului Catacuzino, care a fost preluat și ăsta de armată, că aici în România totul e militarizat. În curând și televiziunile vor fi militarizate. Ce ai zis, mă? Poftim? În curând televiziunile vor... Tu, toate tu, televiziunile. Tu nu știi pe ea cu Bocan și Centiron din televiziune la ora... Eu mă ridic acum și să trăiesc. Vrei să-ți dau o listă? Nu, cele mai multe sunt militarizate. Nu, mai ales alea care realizare. Țipă că se luptă cu securitatea. Ăla Ciucă și-a pus un șef acolo, păi care nu apare nicăieri. Ăla, nu, și apare. Și ăla ce noi ne ocupăm, Cantacuzino, cu cercetarea. Și ce au venit să spună acum trei zile? Că noi, Marele Institut Cantacuzino, avem capacitatea de stocare pentru că tocmai a sosit gheața carbonică. Păi o să vezi și cu gheața carbonică, îți arăt imediat. Numai că eu acum am început... Dar tu ai înțeles care e cercetarea la Cantacuzino? Tu ce crezi? Da, eu trem, nu. Deci eu am început acum cu domnul Gheorghiță el însuși, ca să nu încep cu domnul Ciucă, nu-i așa? Omul care are lungi, a spune eu, în pleonasmatic, lungi și îndelungate. Îți place? Da, foarte bună, o formulare reușită. Discuții... Cu? Securi... Cu el însuși. A, n-ai zis rău. Poftim? Cu el însuși. Așa spune că el discută cu el însuși. Cum așa? Adică el cu el. Ciucă? Ciucă. Voi și nu-l doare decoratul. Capul când stă de vorbă cu el? Nu, Marius, nu, cu e, el însuși? Nu e bine cum ai pus întrebarea. Mă rog. Întrebarea corectă e și nu-l doare. Că tu ai adăugat acolo... Doare ce... la bască. Că tu ai adăugat ceva care era... Cap. Redundant, era redundant. Da, n-avea niciun rost. Niciun rost, da? No. Deci, eu am accesat puțin topicul legat de vaccinare, strict din respect față de Ion Cristoiu, pentru că nu cu asta voiam noi să începem, nu? Noi vrem să începem relaxat, să le spunem românilor la mulți ani, pentru că o să ne vedem cu ei abia după, nu? Da. Momentul trecerii dintre ani. Sigur, nu putem să le dăm aici, că nu ne lasă YouTube-ul, nu? Uh-huh. Nu putem să le dăm... All Lang Syne. Să vadă și ei cum este peste tot. Uite, îmi spune un prieten acum, apropo de asta cu gheața carbonică, Jean Valvis, că este frigidere mobile de minus 80 de grade, că nu trebuie gheață carbonică cum sunt ei cu bine, gheața carbonică. Domnul Valvis le știe pe ale domniei sale. Păi normal. Băieții de aici le știu pe ale lor. Păi ăia sunt securiști. El este, deci, el este capitalist. Vom vedea ce zice domnul Ciucă și de gheața carbonică. Vom vedea cum este la englez cu gheața carbonică. Pentru că oamenii trebuie să știe cum se întâmplă un proces de vaccinare într-o țară, da, și cum se întâmplă un proces de vaccinare pe o colină populată de securitate. Aia care controlează YouTube-ul, Facebook-ul, neamurile șeimăreștilor. Păi eu când ți-am zis de securiști, ai zis, hai mă, Mariusică, la mai lasă-mă cu securitate. N-am venit. Da, poftim. Dar cine a venit aici păi, cu sacoșa derăchită cu securitatea la Vipușcă? Adevărat, dar la un moment dat mi s-a părut că ați fost indulgent un pic, te rog. La mulți ani tuturor românilor care ne privesc. Sărbători fericite, un an mai bun. Crăciunul... Un an mai bun. Crăciun fericit în continuare. Este atât cât a mai fost. Și pentru că ai un păstor, nu? Pe care îl vedem așa, ostentativ, de câte ori poate, săracul, afișindu-se cu doamna... nu? Cu doamna. Îmi fustă foarte scurt al minter, mergând la biserică. Nu știu, nu sunt... Nici eu. Așa. Nu sunt pe linia asta. Dar atunci când e de vorbit despre Crăciun, despre un mesaj către români care au suferințele, amărăciunile, nenorocirile lor, la care băieții ăștia care se ventilează ei pe la biserică să-i vadă presa de mânuță așa, cam poezia lui Minulescu. Ia zi. Cadou? Că nu plouă în fiecare zi. Că plouă de trei ori pe săptămână. A, așa. A plouat chiar de mai multe exact ori. Deci omul ăsta, cadou jucăristică. Da, da. Omul ăsta pe 24 decembrie, cam asta a putut el pentru poporul român, Marius Tucă. Dați-mi vă rog 370. Așadar, vă rog să vă conformați acestor restricții dacă nu doriți să ajungeți de sărbători în spital. Crăciun fericit, Marius. Crăciun fericit, Vali. Deci păi, atâta e un pas înainte. Da? După ce a zis cu cimitirele. Da, da, da. Avem acum mormântări, acum ne-a avem... Ne-a promovat la spital. La spital. Ah, știi că e o chestiune aici, Marius. Da, e dureros, să știi. Da. Nu e... Nu prea e de râs. Auzi?
am o chestie a lui Străinu Cercel, tot pe linia asta. Nu ți-o dau acum. Poate când, uit. Când vreți. Marius, poate uit până la sfârșitul emisiunii, că știu că ți-e prieten. Că tu nu mai dești aia. Dacă ai declarații... Bă, dar nu mai dești aia. Dacă ai declarații... Bă, dar nu mai dești aia, mă, puiule. Păi, da, dar Iohannis e prietenul tău. Întotdeauna. Întotdeauna a fost prietenul meu. Și e prietenul meu și tu știi cum e vorba aia? Prietenii lui sunt prietenii. Știi? Da, asta e declarația. Nu e... știi vorba? Mă știu foarte bine. Mes amis sont les amis de mes amis. Dureros, dureros. Băi, ai auzit? Mes amis sont les amis de mes amis. Știu. Ui? Mai. Mână odată, Birjar. Nu. Ministerul Afacerilor Interne. Aoleu, da, este... ce-am uitat, Marius. E foarte dureros ca șeful statului, dar de fapt nu e șeful statului. Președintele de la Cotroceni, nu e. Așa îi zice la reuniunile, la summiturile Uniunii Europene. Să vină să spună, băi, știți ce, români, hai, stați voi, vedeți, bă, cum, nu altfel a spus. Cum, stai așa că am un lapsus cât noi doi. Stați dracu, drepți. Nu am zis că nu, să nu îmi folosesc. Adică vedeți-vă de treburile voastre, că altfel ajungeți în spital și o să... Și ce? Muriți în spital. Păi nu, cam asta era. Atât a putut să spună de Crăciun vorba ta? O să-ți arăt că am mai spus și alte lucruri de Crăciun. Ok. Dar, dragă Marius, spuneam că prietenii lui sunt prietenii mei. Știi ce au declarat prietenii lui în Parlament? Mariusic? Parlament. Nu. Ce au declarat? Deci ai reținut. Mes amis. Hai să ia de aici. Dați-mi, vă rog, 359. Vă spun doar atât, aveți noroc că sunt președinte de ședință. Am să-i dau cuvântul domnului premier desemnat. Să avem vocea sus. Florin Câțu. Ia vezi ce zice Câțu către neamul Șoimăreștilor. A, vine vremea. Vine vremea. A venit, micule recrut. Ia. Nu-i așa că sunteți terminați, că sunt aici, nu-i așa? Da. Sunt încă aici. Vă adresez din nou rugămintea de a permite vorbitorului să se exprime neîngrădit. Vă mai sperie o guvernare Câțu, nu-i așa? Da, Gâțule, ne sperie. Știu că te adresezi acelor mame care nu-și mai primesc alocația, te adresezi oamenilor în vârstă care își primesc niște pensii mizerabile, te adresezi oamenilor cărora nu li se mai mărește salariul și, bineînțeles, tuturor celor care beneficiază de mărirea accizelor care va arunca în aer prețul la pompă și categoric, nu, așa zisa, liberalizarea energiei care va merge până spre 30% în plus la factura la curent electric. Da, ne sperie, Câțule, ne sperii tu, băiatule, în primul rând, și mai ales ne sperie stăpânul tău din deal. Suntem profund terminați, cum bine ai zis. N-a mai rămas nimic din țara asta. Da, Marius? Eu sunt de acord cu tot ce susții, adică... Bă, și pentru că ai vrut un mesaj de Crăciun, bă, ți-l dau integral pe al lui Iohannis. Care se dă mare creștin. L-ai văzut de mână cu Minulescu? Când se duce la biserică? Și într-un moment în care te adresezi poporului român, ăla pe care nu-l lași să meargă în biserică, ăla căruia îi pui poprire acum, că o să vedem, ce s-a întâmplat cu rate la bănci. Că oamenii au avut impresia că după ce și-a dat Orban demisia, au rămas ei micuții așa, vai sufletul lor, că nu-i mai păsuiesc băncile, mă, la rate. Și ce facem acum? Că nu poate guvernul ăla interimar al lui Ciucă să dea și el o ordonanță de urgență. Și o să vezi că vine Câțu și spune, bă, sunteți proști, nici nu ne-am gândit la așa ceva. Nu-i nicio problemă că și-a dat de vizia urmă, da?
Că noi avem cu băncile și menurile noastre. Deci nu vă mai faceți visuri că vă mai scutește cineva de rate sau mai știu eu ce, fraierilor. Poftim? Poftim? Ai zis ceva și n-am fost atent? Atunci... Nu, dar și când... Da, și când? Ai și tu un mesaj de Crăciun care... Poate îi spui tu, Iohannis. Păi, lui dau SMS. Auzi? Te rog, pentru că vreau să spun un lucru. Eu iubesc pe toți ateii din țara asta, pentru că sunt cetățeni români, le respect drepturile, cunosc pe unii dintre ei, sunt prietenii mei dragi, n-am absolut niciun fel de problemă. Bă, dar dacă dai un mesaj într-o zi de celebrare a unei sărbători creștine, către un popor alcătuit în marea lui majoritate din creștini. Și atenție despre ce sărbătoare vorbim. Despre nașterea Mântuitorului. Tu, creștinule de mână cu Minulescu, în toate zilele ploioase când te vede teleobiectivul, mă ghidușule! Păi, tu le de o jumătate de oră numai invective, numai jigniri la adresa Minulescu realizatorului. A, Minulescu nu, dar... Se poate, Marius? Care... Se poate. Ia și tu, te rog, mesajul de Crăciun din 24 decembrie al stejarului Carpatin. Dați-mi și mie, vă rog, să nu greșesc, Marius, cine știe ce ne dă, 368. 368. Oriunde ne-am aflat în lume, de Crăciun, drumurile ne poartă înapoi acasă, alături de familie și de prieteni. Prieteni. În acest an, din cauza epidemiei, suntem nevoiți să ne petrecem sărbătorile departe de cei pe care îi iubim atât de mult și de care ne este dor. Acesta este darul pe care... cu generozitate îl putem face cu toții de acest Crăciun. Să-i protejăm pe cei dragi. Să fim așadar împreună în spirit, convinși că, solidari, vom reveni în curând la o viață normală. Dragi români, vă urez ca sărbătoarea nașterii Domnului să vă găsească sănătoși, cu bucurie și liniște în suflet. Crăciun fericit! La final a zis sărbătoarea nașterii Domnului, nu-i așa? Și a adus aminte. Și a adus aminte pe final. Fără să spună nimic despre asta. Mesaj către poporul creștin al României mari. Uite-te știu. La comunisto-securiștii ăștia. Nu m-a referit la el, Marius. Nu, în general, că așa mi-a... Nu, dar băiatul ăsta cu teleobiectivul mă deranjează. Cred că e comunist sau securist. Și eu mă uit acolo, nu? Unde să mă uit în altă parte? Deci tu zici că și dânsul... Da, clar. Păi dacă a suportat televizorul lui, ce ai văzut mai înainte? Păi nu, ziceam de domnul care... Păi da, mă, domnul, nu el operează. Care a vorbit. A, tu zici de omul care a vorbit? Da. Hai să-ți arăt pe altcineva care vorbește. Și care a vorbit pe 25 decembrie. Hai și luăm după aceea pauză. Da? Vrei după aceea? Nu, nu, nu. Hai să dăm și luăm după aceea pauză. E important, pentru că românii trebuie să știe că această sărbătoare a nașterii Domnului înseamnă mai mult decât o glugă de coceni aruncată în obrazul unor oameni care suportă enorm de mult, câteodată fără să clipească. Și că există pe planeta asta ființe umane înzestrate, iată, cu ceea ce noi numim compasiune, cu drag de semenilor, dar și de care, ce nu e niciun pic de empatie, și totuși, care la omul ăsta înțeleg dincolo de aparențe ce este în sufletul oamenilor, mai ales într-un astfel sunt de moment. De acord, dar totuși aici de ce? Aici Danubiano Carpato... Păi hai să vedem cu Danubiano Carpato, Marius. Nu, dar eu te întrebam de ce niciun pic de... Adică indiferența e totală, da. Nici un pic de empatie. Nimic. Nimic, nu? Dar te rog să te uiți, hai, n-am să, vedem, n-am da. Să enunț, nu? Cine este persoana pe care o vom vedea cu toți acum. Te rog, dar faci traducerea. Sigur. Te rog. Toți o cunosc. Hai să dăm.
Și este într-o țară care a început să vaccineze de ceva timp. A fost prima. Da? Dați-mi și mie 3, 6, 7. We continue to be inspired by the kindness of strangers. Continuăm să fim inspirați de bunătatea străinilor și să ne simțim bine chiar și în cele mai întunecate nopți, așteptând speranța din zori. Iisus ne-a atins pe toți cu parabola bunului samaritan, omul care este jefuit și lăsat pe marginea drumului, dar care este salvat de cineva, care nu împărtășește religia sau cultura. Această poveste minunată a bunătății este încă valabilă astăzi. Bunii samariteni au apărut peste tot în societatea noastră, au arătat grijă și respect pentru toți, indiferent de gen, de rasă, de cultură, și ne-a adus aminte fiecăruia dintre noi că toți suntem speciali și egali în ochii lui Dumnezeu. Învățăturile lui Dumnezeu, lui Hristos, îmi servez mie ca o lumină călăuzitoare și dă un scop vieții mele. Pe măsură ce ne adunăm și împreună îl venerăm pe Dumnezeu. Păi și tu ce vrea? Adică... E numai o mică parte din mesaj. Mesajul reginei a avut 7 minute. 7 minute, da. Absolut excepțional. Și tu l-ai pus în oglindă ca să... Ca să vezi, Marius, tu că... Care e mai frumos din... Unde ești cu țara ta. Și ceea ce e mult mai trist... Unde ești cu poporul tău acum, iată, când se întrevede o pauză de publicitate. Domn profesor, în ce formă sunteți? Eu? Exemplul ăsta, discursul reginei Marii Britanii, era unul de săvârșit. Adică oricât nu ne-ar plăcea nouă regina anglică, nu ori știți, avem provincialismul ăsta din Europa de Est, aș putea spune, pus față în față cu ce a zis președintele tău. Cu ce n-a zis președintele? Ce n-a zis? N-a zis nimic. N-a zis nimic. N-a zis nimic. În afară de povestea din ajun, cam aproape din același timp, în care ne-a trimis la spital. Dar știi de ce am ajuns aici? Pentru nu, că ei se ocupă cu bătaia de joc la adresa poporului român de 31 de ani. Da. Și atunci nu poți după 31 de ani să te trezești dintr-o zi sau într-o noapte empatic, pentru că știm bine ce s-a întâmplat anul ăsta. Uh-huh. Înainte de Paște am fost amenințat cu mormântările. Sigur. Da? Păi, la sărbătorile Mântuitorului, ori la mormânt, ori la spital. Ori la spital. Și atunci e foarte greu peste noapte să se schimbe discursul. Adică bătaia de joc, indiferența, lipsa de orice încredere pe care poporul român... Compasiune. Compasiunea, nu, în ceea ce îi privește nu există ideea sigur, de compasiune. Sigur. Și atunci n-ai de unde peste noapte să aștepți un discurs care să spună ceva. Să vină cu, exact cum spuneai, cu compasiune. Să vină cu, cum să zic, să-ți arate... Un dram de înțelegere mare. Înțelegere și că poate că mâine o să fie mai bine. Da. Hai să încercăm împreună. El te amenință. Să credem, te amenință tot timpul. Da. Și românii din totdeauna au fost amenințați, dar din martie încoace, aproape în fiecare atâta zi. Atâta pot. Tot ce s-a întâmplat pe perioada asta, în perioada pandemiei, a fost la nivel de amenințare. Marius, securiștii, da. Atâta pot. Ei nu știu altceva. Regulament. Ce-ai făcut, ce-ai făcut acum când aveam nevoie nu, de... Nu, 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 zic că e bună idee. Da. Atâta poți să te amenințe. Da. Nu știu să fac regulamentul altceva. De bardă și garnizoană. De asta ai auzit? De bardă și garnizoană? Nu știi că... Nu știu altceva decât să te amenințe. Deci, Marius... Și amenințările și toate măsurile astea restrictive. Adică închide biserica, închide teatrele, închide cinematografele, închide piețele. Să spun ceva. Închide cimitirele, aduți dacă aminte. Dacă ar avea un dram de credință în Dumnezeu, nu s-ar comporta așa. Asta e o țară comunistă. Și să spun ceva. Să spun ceva. Au fost mulți oameni care au plecat atât cât, mă rog, cât s-au putut. Când a venit comunismul în țara asta. Dar mult mai mulți, Marius, au plecat de când
mișunăștea pe la conducerea țării după 1990, oricare din ei. Oricare din ei. Și uite, hai să le dăm oamenilor, că suntem între Crăciun și trecerea peste ani, să le dăm un tune din Interbelic. Te rog. Interbelic, mă rog, este omul. El cânta ceva despre o epocă, nu, în care se întâmplase poate cea mai mare nenorocire din istoria acestui popor. Dar știi ce bine, Marius, se potrivește cu ce se întâmplă acum? Și îl dedicăm, nu, acest tune și românilor din diasporă, care votează cum votează Mâncaiar Mama, de iese ce iese în Parlament, de la USR la AUR, de la AUR la PNL, că de PSD oricum ne-am săturat cu toții și o să spunem chiar și despre ei câteva cuvinte azi. Dar Jean Moscopol este absolut extraordinar și eu sunt convins că o să te impresioneze. Ia ascult. Cost discul lui Moscopol. Lansezi? Lansezi? Încă nu. În țara la care m-am născut și primii ani i-am petrecut, acolo-i toată lumea mea și inima și viața mea. În țara la care m-am născut, aștept o zi mai fericită, să văd căsuța cu pridevor și căruia însorită ce se pierdea spre izvor. De-atunci am și am de-a râdul ce-n pribegie s-au pierdut, mă poartă cu durere care m-am născut. În țara la care m-am născut, astăzi totul e trist și mut, nu se aud privighetor, nu mai sunt hori și nici vior. În țara în care m-am născut, cât de adevărat, nici privighetor, nici viori, acolo azi e toamnă rece și plâng toți frații în țara mea. Sunt lacrimi care n-au să sece, cât timp vor fi pe gâni în ea. Aia care ne dau mesaje de Crăciun. Dar va veni o primăvară, cum a venit și în trecut, și-am să mă întorc acolo. Jean Moscopol, Marius. Mm-hmm. Și pentru că, probabil, mai ales acelor români, nu, care sunt pribegi cu milioanele, urmarea binefacerilor aduse de această trupă securisto-comunistă ce conduce România din 1990 încoace. Hai să-ți arăt ce mesaj de Crăciun a dat prietenul tău, Emanuel. Ce chiar el? Da.
Păi era cel prietenul meu, că e Emanuel. Băi, eu încerc să te reabilitez. Te rog, hai. Da? Mergem pe Emanuel. Ca să vezi că se poate și altfel, Marius. Îți trebuie doar un pic de imaginație. Bine, ca să ai imaginație... Ei, vezi, trebuie, deja... Îți trebuie o glandă, știi? Care secretă o substanță apoasă cu numele de inteligență și... Înțeleg? Dar nu e cazul. Nu e, nu. Aici local. Nu. E, Macron a dat și el un mesaj către popor. Să văd și eu, da? Nu știu dacă pot să citesc acolo ce scrie, dar încerc, da? Uite să vezi cine e mesagerul lui Emmanuel Macron. Dați-mi, vă rog, îl cheamă Nemo. Știi cine e Nemo? Nemo? Nu capitanul Nemo, nu te gândești. Ai, am crezut că... Hai să vedem. Dați-mi și mie, vă rog, 366. Dați jos. Bună ziua. Istoria mea, așa, începe, am fost abandonat, dar am găsit o casă unde sunt foarte iubit. 100.000 sunt ca mine, adoptații. Primiți un animal de companie la voi, înseamnă să fiți responsabili. Uite, este un plan de acțiune în acest sens, împotriva abandonului. 20 de milioane de euro pentru a ajuta pe refugiați, pe asociații. Un certificat de sensibilitate va fi emis. Uite, vânzările pe internet. Persoanele vor avea acces la așa ceva. Maltratarea nu este acceptabilă. Aveți grijă de noi pentru că ei vă iubesc. Uite, știu eu ceva despre treaba asta. Ei, animăluțele, vă iubesc. Ce frumos. Da? Din 2017 spune. Am fost și eu abandonat. M-au găsit. Și acum am o casă, o familie și iubesc foarte tare. Chiar la... Mesaj de Crăciun. Al președintelui... Al președintelui Franței. Franței, da. Emmanuel Macron. Ți s-a părut că a vorbit el ceva, a spus un cuvânt? Nu. L-a lăsat pe Nemo să vorbească. Și a spus tot. Păi el a avut COVID. Nu avea cum să... Nu e așa? Eu știu cum e. Păi nu mai lași câinele. Sigur. Păi... Tu ce ai lăsat? Câinele să vorbesc. Eu am obișnuit să maltez. Vorbește mereu? Păi vorbește mereu, intră în direct. Da? Da? Intră, sună la radio, intră în direct. Vorbește cu telespectatorii, cu fanii mei și tinerețea. Și când o să vină miliția să... să-ți oprească emisiunea, tot el miliția? Vorbește? Miliția? Da. Păi, da, nu, atunci ies eu. Ca să mă bat cu miliția. Ce să fac? Ca să fac de 31 de ani, mă bat cu miliția. Am dat un material aici pe Smart Radio cu Elvis, care se vaccina în direct și punea cap în neîncrederii în produsul antipoliomielită acum 64 de ani, știi? Mă gândeam că la noi nu vine nimeni să facă vaccinul. Tu ai înțeles de ce președintele sau o vedetă, o personalitate să facă vaccinul ăsta împotriva COVID? Tu ai înțeles de ce președinte n-a mai făcut vaccinul? Ba, cum să nu? O să-ți arăt imediat. A, o să-mi arăți, da? Păi cum? Asta te-am liniștit. Păi și cum? Uite, Doamne ferește, există un medicament miraculos împotriva COVID. Menține eficiența funcției imunitare și reglează metabolismul. Și e recomandat. Știi care e medicamentul? Zi. Somnul. E o cercetare. Doamne, cel mai bun medicament împotriva COVID este somnul. Și e o cercetare absolut excepțională. O găsiți... Găsiți despre asta pe Smart Radio. Ce cuprinde adeverința de vaccinare și în ce situații folosește? Știi că suntem amenințați, păi că dacă nu să ne vaccinăm, nu o să mai putem călători, știai? Absolut. Cum să nu știu? Păi și... Hai să discutăm despre treaba asta. Da, eu zic că e de discutat. Mai întâi, pentru că începem să discutăm despre vaccinare, da? Da. Și înțeleg că domnul Cristoiu, niște băieți din ăștia foarte vlavioși, i-au interzis accesul la YouTube. Bă, hai să vedem puțin un lucru despre acest vaccin. Noi suntem pentru vaccinare. N-a zis nimeni că... Dar asta nu înseamnă că suntem tâmpiți. Eu acum nu știu, băieții ăștia care sunt pentru vaccinare și care propovăduiesc vaccinarea cu ochii închiși. Și iar ajung la prietenul tău, străinul Cercel, care zice că e mare doctor, nu știu. O fi. Am înțeles de la niște televiziuni că e mare doctor. Ok? Eu nu știu, că nu mă pricep. Vorba ta. N-am fost pe aici. Zi, continuă-ți, că erai pe drumul, pe un drum închis. Bă, Marius, de ce? Apropo de asta cu... Apropo de conspiraționiști... Nu mai pot cu tine. Vali, apropo de conspiraționiști,
Măi, m-am săturat, țin lecții pe Facebook sau oriunde, cum e cu vaccinul, cum nu e vaccinul, că nu e bine, că e sfârșitul lumii. Vorba ta, am înțeles și asta. Dar lasă-i, frate, pe oamenii care vor, dacă tu nu vrei să te vaccinezi, e ok, nu te vaccinezi. Nu? Ești de acord cu asta? Păi cum? Noi de fiecare dată, că suntem în altă ligă, să spunem, venim cu argumente, cu informații, cu articole din presa străină și așa mai departe. Și putem spune, apropo de asta, dacă ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm. Nu? Putem spune asta? Adică nu suntem împotriva vaccinului, că nu suntem... Nu? Noi doi nu suntem împotriva vaccinului. N-am fost niciodată. Dar în orice fel de vaccin. Ce-a treaba? N-am fost niciodată împotriva vaccinului. Zim ce s-a stricat jucăria. Bineînțeles, da, nu ne deranjează foarte tare asta. Mm-hmm. Dragă, uite, spaniolii vor ține un registru al persoanelor care refuză să fie vaccinate. Uite, asta deja trece la categoria miliție, știi? De ce? Stai, că a scos cablul ăla care dă pe... Nu se mai poate. Uite, până una alta, vreau să-ți mai spun că eu mă gândeam la AstraZeneca asta. Pentru bine. Că nu e cu... Știi de ce, nu? Nu. Pentru că nu e tehnologia asta RNM, știi? Așa. Și AstraZeneca a mai cercetat și a găsit formula câștigătoare a vaccinului. Protecție 100% împotriva formelor severe de COVID. Până să faci tu instalația, altfel nu mi-aș permite să mă interpun. Da, te rog să ne Grupul farmaceutic britanic AstraZeneca susține a găsit după cercetări suplimentare această formulă. Și spune ăsta directorul general de la AstraZeneca, protecție 100%. Și spune cum este... Să bănuiesc și fac o infecție cu SARS-CoV-2. Okay. Au următoarele variante. Și nu sunt multe, sunt trei variante. Nu mă lași cu prima variantă profesor. Este să treacă prin infecție fără să aibă niciun fel de simptomatologie. Deci, de la străinul cercel, sunt trei variante, da? Mm-hmm. Prima, scapi. Mm-hmm. A doua. Asta e varianta bună. Dar, cu siguranță, vor infecta pe ceilalți din jurul lor. Ceea ce nu e bine. Deci, te scapi tu, dar omori pe alții. Sigur, străinul cercel nu spune aici că și dacă faci vaccinul... Poți să infectezi. Poți să infectezi. Se face că nu știe, mare doctor cum e. Mergem mai departe. A doua variantă este să dezvolte boala într-o formă medie spre severă și să scape fără nici fel de problemă. Și a treia variantă este să ajungă în terapie intensivă, din care au două variante. Deci ajungi în terapie intensivă dacă nu te vaccinezi și aici ai două variante. Fii atent că sunt sute de români în terapie intensivă la momentul ăsta. E adevărat. Ascultă ce spune marele doctor străinul Cercel. Scape sau să nu scape. Adică scapi sau nu scapi, le spune celor care sunt în terapie intensivă acum ca să-i bucure de sfintele sărbători. Bă, voi aveți două variante. Scăpați? Spunea celor care pot sigur că pot da. Infecta. Și nu era valabil și pentru ea care valabil sunt... Și pentru atâta ea. Minte are. Deci le spune ălora care sunt acum în terapie nu trage intensivă... Nu trage domnul că sunt eu Mariusica. Aveți două variante, măi românilor, care sunteți în terapie intensivă acum. Mă, tot cu amenințarea, nu e bine. Deci ori scăpați, ori muriți. Mai departe. Bine, da. Ia. Dar dacă scapă, cu siguranță scapă cu niște sechele. Și s-ar putea să rămână dependent de oxigen foarte mult timp. Deci le spune ălora din terapie intensivă acum, bă, și dacă scăpați, n-ați prea scăpat, că rămâneți vai de sufletul vostru. Și ia uite ce mai zice. Deci să-l bage mințile în cap cei care cred în aceste trei variante și să se ducă să vaccineze. Ce ai făcut, mă? Ăsta-i doctor? A făcut o facultate? Senator. Nu, că am înțeles de la o televiziune mare de știri că e cel mai mare. E deștept foc. Păi, una e să fii doctor, alta e cu declarație. Una e să fii doctor și alta e să fii deștept. Ai dreptate, Marius. Una e să fii focist și alta e să fii deștept. Și alta e una să ai focul la ei. Nu? Deci ce este asta? Deci ce transmit băieții ăștia poporului român? În continuare? Aceeași chestie. Vezi că este senator sau ceva PSD, mă. E gloria PSD-ului ăsta. Așa și? La ora actuală. Măi, nu ți-am spus ca să știi. Da, și te-am zis că e senator, da? Că PSD-ști ăștia e buni. E adevărați, e înșiși. Păi atunci, dragă Marius, dacă așa stau lucrurile, hai să discutăm puțin despre vaccinare, mă, că te văd vibrezi așa.
Nu? Mi se pare. Când e vorba despre vaccinare? Bă, atunci să-mi spune mie cercel ăsta, marele specialist. Așa. Da? De ce? Că e pe presă. Nu, nu e. Nu pe... e din altă parte, da. Nu, nu, deloc. Deci am înțeles că BioNTech, adică Pfizer, a făcut un vaccin, nu? Da. Ba, foarte frumos. Ce-o zic? Păi, ia uite ce spune aici omul de știință. Özlem Türeci, adică ăsta cofondator alături de soția sa, la laboratorul BioNTech. Din punct de vedere științific, este foarte probabil ca răspunsul imunitar provocat de vaccin să poată gestiona și noua variantă a virusului. Că ai văzut că au apărut niște mutații. Întâi la englezi, pe urmă a apărut în Africa de Sud, pe urmă a apărut în Nigeria și lumea se întreabă, Marius, și aici ai văzut, pun în paranteză ce mi-ai spus tu. Adică nu mai zic. Sunt gigel, da? Așa. Și lumea se întreabă, mă, dar vaccinul ăsta ne apără de toate aceste variante? Dacă turpina englezească trăiește că regina, am pus-o. Nu zice rău, mă. Păi da. Deci, atenție ce ne spune nouă Pfizer, BioNTech. Deci, băi, într-o primă fază suntem ok, cred că merge și la noile variații. Și pe urmă ce ne zice? Zică după AFP, Agence France Presse. Agenția France Presse. Da. Suntem tehnic capabili. Ce vrei să spui, zi? Ascultă, suntem tehnic capabili să livrăm un nou vaccin în 6 săptămâni. 6 săptămâni, da, care să acopere noua tulpină. Păi stai, prietene, parcă o acopereai. Nu se știe. La câteva zile te-ai gândit să mai faci un vaccin? Nu se știe, șefule, nu se știe. Păi atunci domnul Străinu Cercel, mare doctor savant mondial cu laborator ceva ca al Elenei Ceaușescu. S-a pus pe Cercel. Nu vrei tu, Cerceluș, să ne explici cum este treaba asta de la BioNTech? Ba se potrivește, ba nu se potrivește cu noua tulpină? Că sper că păi, dar spun eu ce ești întâmplă. ești tu mare doctor să ne băgăm noi mințile în cap, domnul Străinu Cercel. Dar nu cred că ești mai mare ca BioNTech, care BioNTech o buhăie, zice că o fi, că o împărți, da, să mai vedem. Ba, e bună, ba, nu-i bună, ba, o mai facem o dată peste 6 săptămâni. Vali, mai faci încă o dată alt vaccin. Da, prietene. Care acoperă noua tulpină. Da, iubirea mea, dar să-l interzici pe Cristoiu pe YouTube, pentru că pune în fața oamenilor niște întrebări legitime și niște securici proști care conduc România și securici? Livrează borhot în fiecare zi unor oameni. Dar nu știi ce ne-a făcut nouă. Invitându-i să se vaccineze, fără ca ei să domnul se ducă la vaccinare. Valentin, domn profesor, pe motiv săptămâna trecută, emisiunea noastră a dispărut în timpul emisiunii. De mai multe ori a dispărut, Marius, nu da, săptămâna trecută. Nu, dar săptămâna trecută a dispărut cu totul, știu, ca și n-ar fi fost. Ce crezi că o să întâmple azi? Nu știu ce se întâmplă, că noi nu vorbim despre vaccinuri. Noi vorbim despre flori, filme, fete sau băieți. Sigur, clar. Aia sau, cum e, artiști sau cântăreți. Auzi, a fost întrebat fratele tău, Ciucă, la TVR1. Ciucă e la bătăia, la bătălia de la care a... Da, mă, de la Măciucă, da. Deci l-au întrebat, băi, cum e cu ăștia, cu medicii care nu vor să se vaccineze? Ai, ce? Și a zis, zice, bă, tati, adică eu nu m-am întâlnit cu un medic care nu vrea să se vaccineze. Ei. Uite ce spune presa, bă, băiete. Ce sunt? Medici care nu se vaccinează. Bă, ci că la spitalul ăla de la Suceava, mă, mai știi tu cu Suceava? Da. Mai știi? A fost prăpăd. Așa. Uite, s-au primit și că 250 de doze și s-au vaccinat doar 54 de cadre. Păi de ce? Păi n-au vrut să vaccineze. Că știi că dozele astea s-au dus după listă. Adică nu s-au dus așa, bă, luați 250, că oricum nu avem unde să le ținem. Nu! Au mizat că se duc oamenii. Bă, s-au dus 54. Asta ce înseamnă, apropo de cadrele medicale, care sărbătorește, defilează la televizor odată cu vaccinul, să arate românilor cum această triumfătoare, nu? Ca să nu-i zic triumfalistă, străpungere de baricadă în... Străpungere de baricadă, adică noi suntem proști. Exact. Domnul profesor, fiți atent aici, uite ca să... M-a întrerupt în mijlocul frazei, dar nu-i nimic. Părea că ați terminat de mult. Așa m-am gândit. Da, tu zi mai departe. Nu, păi vă lasă. Vorbeam de străpungerea de baricadă în sufletul, în sufletul vaccinului, în sufletul coronavirusului. ARN-ului, practic. Exact. Domn profesor, nu vreau să vă întrerup dacă mai aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră sau doctorului, profesorului Cercel. Nu, Cercel e mare, uite, genial.
Sigur, acum o să ne taie emisiunea. Fii atent aici, Vali. Da? Apropo de asta, v-am rugat să intrați pe pagina mea de Facebook, găsiți acolo, că vreau să ajung și eu la 300.000 până la sfârșitul anului. Oh. Și la 100.000 pe Instagram. Oh. Să afișați alea. Oh. Că dacă nu, după anul nou, stați liniștiți, că apar încolo, în februarie, martie. Deci, domn profesor, e un doctor infecționist, medic infecționist în Las Vegas, prietenul meu, îl cheamă Ion Alexie. Așa. Și el mi-a trimis un material pe care l-am pus pe pagina mea de Facebook, dar și pe Smart Radio. Ce zice Ion Alexie despre vaccinul ăsta despre care vorbim noi? Ia zi. Despre vaccinul despre care vorbim. Despre vaccinul acesta. Trebuie să vaccinez 14.000 de oameni pentru a evita ospitalizări. Nu sună prea încurajator. Medicul infecționist Ion Alexe consideră că avantajele vaccinării sunt minime, cel puțin în privința vaccinului produs de compania de biotehnologie Moderna. Potrivit raportărilor, la studiu clinic au participat 27.817 voluntari, împărțiți în două grupuri. 13.934 au primit vaccinul, iar 13.883 au primit un placebo. Eficiența de 95% transmisă de companie reiese din raportul dintre numărul de infectări care au apărut în rândul celor vaccinați față de numărul infectărilor depistat în categoria celor care au primit un placebo. Astfel, din 13.934 de voluntari vaccinați, 5 au fost depistați pozitiv pentru COVID-19. Prin comparație, 90 din cei 13.883 din grupul placebo au contractat virusul. La 13.934 de vaccinați s-au evitat 85 de infectări. Un număr foarte mic, spune domnul doctor. Și nu vorbește serios și zice, numărul spitalizării arată un raport interesant. Un voluntar vaccinat a avut nevoie de îngrijire de specialitate față de 9 în grupul celor 9 vaccinați. Trebuie să vaccineze aproape 14.000 de oameni pentru a evita 8 spitalizări. Despre care nu au spus cât de grave au fost. Deci, dacă vaccinăm, spune el, 20 de milioane de români, vom evita 11.400 de internări. Foarte bine. Foarte bine. Nu sună prea încurajator. Acum, fii convins că s-a tăiat pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook. Erai tăiat dinainte. Păi, eram tăiat dinainte? Nu vorbesc serios, dar omul face o analiză cât se poate de... Da, bă, Marius, nu vrei tu să faci mai bine o analiză, că o să vină securiștii ăștia să spună ce bă vii tu cu aia de prin America, fraieria, lasă-mă, hai mă să facem cu ai noștri. Facem cu ai noștri după pauză. Ce ți-am zis eu, domn profesor? Tu mi-ai zis? Păi nu ți-am zis că data trecută am dispărut cu totul și asta s-a întâmplat și acum. Păi nu ți-am spus eu că dispari înainte de povestea ta. Nu, doar ai zis că eram dispărut deja. Cred că am dispărut atunci. Nu te vede aici, bă. Incredibil, deci nu vine să cred. Și la revedere. Bine, m-a anunțat și pe mine dacă reapărem pe Facebook, pe asta și eu ziceam că... Cum fac eu 300 de mii, care am 290 de mii. Auzi, asta este ideea. Incredibil, pe cuvântul meu. Asta este ideea, Marius. Adică te tai în live, pentru că din momentul ăla a căzut tot. Deci uite, exact, și nu se mai perpetuează. Bineînțeles, la revedere, pa! Deci uite aici, am dispărut de pe Facebook-ul de la Mediafax, am dispărut de pe pagina mea de Facebook, nu? Așa. Stai că intru și aici. Intră. Că... Da, nu mai sunt nici pe pagina mea. Păi? Incredibil. MariusTucă.ro Pagina mea de Facebook. Incredibil. Da, ai afișați pe ecran, vă rog, asta cu Instagram-ul și Facebook-ul, măcar să intre oamenii după. Ce să mai intre, mă, nu mai intră nimeni, fuzi. Da. Vrei să-ți dau la Aptito închipat? Și a dispărut și de pe Alef. Da? Păi tu știi cum e asta? Uite așa e. Fiat. Că sunt supărat rău și tu... Băi, de ce e supărat, mă? Pentru că chestia asta se întâmplă de fiecare dată. Păi, și ne execută băieți ăștia, securiștii tăi de care vorbești tu, cu atâta aplomb. Ce să fac acum? Hai, să continuăm. Vrei să mai continuăm sau... Te rog. Vreau să-ți dau ceva aici, dar nu mă lasă. Nici pe tine nu te lasă. Rana din coapsă nu mă lasă. Poate începe singur mai încolo. Ce cuprinde adeverința de vaccinare și în ce nici asta nu mi se pare în regulă. Marius, fii atent. Da. Pentru că aici... Sunt supărat, vezi cum te porți cu mine. Da, sunt atent. Întotdeauna am fost atent cu tine, să știi. În ciuda... Și eu. Hai că suntem live din nou. Doamne ajută! Păi și la ce te ajută? Păi nu știu. Hai, te rog, zi. Deci, hai să fim constructivi cu oamenii noștri. Dragii mei,
S-a tot acreditat în diverse medii, ca să nu spun media, care este tot un plural, deci putem să spunem în diverse media, s-a tot acreditat ideea că o să apară, o să fie acreditat un așa numit pașaport de sănătate. Ceea ce îngrijorează pe mulți români. Pașaport de sănătate, adică un fel de credențiale pe care ți le conferă acea adeverință că te-ai vaccinat. Și care, vezi, doamne, ar fi cerută de anumite companii aeriene la momentul când vrei să călătorești dintr-o țară în alta. Ei bine, dragii mei, acest zvon, pentru că e un zvon și este perpetuat în medii diverse și adesea... Inclusiv în străinătate. Exact. Unele dintre ele, aș spune eu, chiar foarte avizate. S-ar putea întâmpla așa ceva. Dragii mei, e un bullshit. Să vă spun de ce. Pentru că, și o să vi-l dau imediat pe domnul Gheorghiță, nu profesorii, nu medicii din America, Marius Tucă, Gheorghiță al nostru, șeful vaccinării, să vă explice el cum e. Dragii mei, faptul că îți inoculezi acest vaccin îți asigură un anume fel de imunitate, în sensul că infectarea la care vei fi supus, pe care n-ai cum să o eviți dacă e să se întâmple, nu va produce o boală gravă. Asta face orice vaccin. Te ajută prin mărirea gradului de imunitate să te protejezi în fața formelor virale acute. Dar, oameni buni, nu știe nimeni dacă acest om care s-a vaccinat nu e în continuare cumva încă un spreader. Adică este, poate este răspândi, am spus de multe chiar ori, dacă acea liniștit încărcătură virală e mai mică, poate să răspândească am acest spus lucru. Aici de multe ori poate. Din momentul ăla, țările care de regulă impun tipul ăsta de restricții, deci ar avea nevoie, Marius, tu, că să te verifice pe tine dacă te-ai vaccinat. E adevărat, când și că... tu poți să transmiți exact la rândul tău. Tu te-ai vaccinat, te protejezi pe tine, dar nu pe ceilalți din jur. Așa că corect, țările vor continua să calibreze testul ca fiind mai important decât vaccinul. Pentru că testul arată ce? Că nu ai o încărcătură virală periculoasă. Da, în dar timp... nu în România, stai liniștit cu ascultă, testul îți arată că nu ai o încărcătură virală, deci dacă vreau să trec frontiera nu știu ce țară, pentru ăla din țara aia va fi mai important să mă testeze decât să mă întrebe dacă m-am vaccinat. E adevărat că poți să transmită... Iar companiile aeriene, de pildă, sunt subordonate acestui tip de condiționare, nu? Pe care o impun guvernele. Deci ăla de la British Airways sau nu știu ce companie aeriană n-are nicio treabă cu tine că te-ai vaccinat sau nu te-ai vaccinat. Sigur, dacă o să te întrebe dacă te-ai vaccinat, s-ar putea să aibă și mai puțin pasageri decât are acum. Oricum e mai simplu și pentru compania aeriană și pentru stat, mai simplu în sens de eficiență a gestului, să te pună să te testezi. Nu să te întrebe dacă ai vaccinul făcut. Așa că priviți cu foarte mult scepticism această poveste, cum că iată se va impune nevoia unui pașaport de sănătate ca să vă urcați în avion să plecați în Bangladesh. Sau mă rog, unde ați vrea să mergeți. Asta pentru, hai să zicem, filozofia tipului ăsta de spaimă, nu? Care s-a creat la un moment dat, această angoasă. Acum, Marius, vreau să te întreb ceva, dragul meu. Curaj. Am înțeles că a început vaccinarea, nu? Da. Ba, mă bucur că a început. Poți să-mi spui și mie de ce în prima etapă în Germania sunt vaccinate persoanele foarte vulnerabile? Păi în Germania. Și nemții nu sunt oameni. Nu e oameni, că e mai mulți. Marius, uite, eu mă uit acum aici, n-aș vrea să te jignesc. Ca om? Da. Sau ca vaccinat? Și zice așa, first person receives Pfizer jab in UK. Deci am mers și în UK. Și în UK este a grandmother, o bunicuță care a fost prima, la 91 de ani. Și englezii fac la fel. Adică vaccinează întâi persoanele foarte vulnerabile, pentru că acelei societăți, așa cum spune majestatea sa, acelei societăți îi pasă de ființa umană. Este atentă la suferința celor care sunt cei mai expuși la acest pericol teribil și încearcă să ajute, așa cum a încercat și bunul samaritan. Și în România s-a ales varianta cu medicii.
Da, s-a ales varianta cu medicii, foarte importanți medicii, dar în același timp nu cei mai în pericol. Nu cei mai vulnerabili. Exact. De ce am ales medicii? Pentru că ne doare în spate de oameni. Pe noi ne interesează ca acești medici săraci care fac toată treaba murdară a unor autorități impotente intelectual și amușinate pe principii de gașcă, da? Acești medici... Securisto-comuniste. Corect, bună completarea. Acești medici să poată să funcționeze vieții de ei în continuare, în cele mai teribile condiții, slugărind, practic, un establishment de mafioți comunisto-securiști. În rest, da, și eu cred că sunt mafioți. Păi aia poate să moară. Păi hai să vedem, Marius, tu, că de ce ne taie ăștia, nu? Că trebuie să vedem. Da. Nu? Păi, uite, hai să trecem la issues, da? Spune-mi și mie câte vaccinuri ai trimis tu? Eu n-am trimis niciunul, dar păi, mă pregătesc. Păi cum, că a început ieri vaccinarea, ce ai făcut? Uh-huh. Am un comunicat de ultimă oră, vrei să-ți-l citesc? Ia zi. Sigur? Nu știu, Marius, ce să știu, nu știu eu, ce să cum să vorbesc eu? Adică mai, dacă vrei, eu citesc. Ia, da. E de la frații tăi ăștia. Da, mă, de la miliție, știu. Zice, precizări referitoare la prima tranșă de vaccin împotriva COVID-19 livrată României în data de 25 decembrie, adică în ziua de Crăciun, de unde și o vaccin frumos. În data de 25 decembrie, România a fost livrată prima tranșă de vaccinuri împotriva COVID-19, compusă din două containere. Fiecare container a conținut 5 cutii, câte 195 de flacoane multidoză, cutii, adică 975 de doze de vaccin fiecare, în total 9750 de doze de vaccin. Așadar, numărul de doze de vaccin recepționate a fost de 9750. Marius, da. Am înțeles asta, dar câți ai trimis tu câte doze din astea ai trimis tu să vaccinezi medicii în prima zi de vaccinare, nu? Care a fost duminică. Păi, zice aici, distribuirea acestor prime doze de vaccin s-a făcut conform necesarului întocmit și primit. Au fost solicitate 3.035 de doze de vaccin. Și s-au trimis 3.000. Pentru prima administrare. Asta e, dansezi pe vârfuri, știi? Mergi pe vârfuri. Asta se cânta ce? În anii 30 ai secolului trecut albă, la Paris. Albă ca zăpada. Josephine Becker. Ah. Ce frumos. Elegant. Cât de cât. Dar știi ce zice? Învață geografia, bă. Încă n-a zis. Ia, ascultă. Ah. Tradușioză. Dar tu dacă ți-ai... Metropie, înseamnă să te bagi la pat. Dacă ți-ai luat dimineața tratamentul... Uite, învăț geografia de la China la Manciuria. Le Riviere. Riviera franceză și... Exact. Fii atent. C'est moi. Sănă-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 n
Chișan. Vali. Mă tem că jutem, dar ordonați mai. Nu, dar m-a inspirat ce-mi citești. Frumos, frumos. Da. Ți-am citit din comunicat oficial la, ultimul. La ce spune un comunicat oficial din România? Dă-mi voie să o pun pe Josephine Becker. Marius, 3.000 de vaccinuri, prieten. Da? Da. Așa ne spune Constituția. Nu, instituția statului. Ha? Adică la grupul de comunicare strategică, băiatul ăla care are multe facultăți, toate neterminate. Da? Da. Uite, cele peste 3.000 de doze care vor ajunge mâine, adică duminică, în spitale, sunt doar pentru prima administrare și constituie un necesar estimativ întocmit de fiecare unitate spitalicească și poate să oferi modificări. O parte din personalul din spitale este în concediu, alții zic, poftim. Deci am trimis 3.000 de doze? Da. Bine. Bă, dacă ai trimis 3.000 de doze pentru vaccinarea din 27... Atunci spunem, lămurește-mă cum e cu băiatul ăsta. Îl cheamă Ciucă. Știi că ce insiști, era prim-ministru. Persiști, da? În greșeală. Exact. Ia explică-mi asta.
fără să te gândești la șmenuri, la ticăloșii, la vaccinuri pe sumasă. Sunt supărat că ăștia ne scot de fiecare dată. Da, mă, te scot, ți-am spus de ce te scot. Da, mă enervează, adică păi, tot, pe noi, hai să spun ceva. Obișnuiește-te. Că tu ai înțeles, dar trebuie să le spunem și celor care ne urmăresc. Că toată prima parte a emisiunii, o oră pe care am făcut-o noi, a dispărut cu totul de pe net. Da. Și nu mai poate să o vadă nimeni. Da. Dă pe Facebook, dă pe peste tot unde era. Pagina mea, la Alev News, la Mediafax, da? Așa este. Și se face special, te scoate din live, pentru că oamenii după aceea se duc noi așa care încotro, acolo nu se mai pot uita, da, nu se mai pot, apare că nu pot. Și contoarul zero, deci lucrurile sunt cum trebuie și să fie. Și oamenii care vor să vadă prima parte a emisiunii, n-au avut timp, sigur, vor să vadă, pentru că sigur, noi avem foarte mulți pe Facebook, nu găsesc ora aia de emisiune. Recomandă-le YouTube până vine până domnul vine, Cristoiu. Până vine Jack și ne până taie și pe noi. Până vine domnul Cristoiu, zice, băi, adică pe mine m-ați tăiat și pe ăștia, nu? Și m-aș să ne taie și pe noi. Și gata. Și câte ai zis? 3.000 de vaccinuri? Da. Bine. Atunci... Supărat, nu mă mai supăra. Nu te mai supăra, că n-ai de ce. Eu ți-am zis să nu mai faci emisiune. Asta e, vrei să te încăpoți. Nu, adică asta e strigător la cer. Nu, nu, nu e strigător la cer. Este o țară condusă de Iohannis Claus, așa se numește personajul. Tocmai ți-a dat un mesaj de Crăciun. Și ți-a zis, spitalul e casa ta. Și pe urmă a venit străinul Cercel și ți-a zis să-ți bagi mințile în cap. Tișe, nu ți le-ai băgat. Mergi de aici, Marius, tu. Și ia de aici, explică-mi cum e cu aritmetica, da? Ia, faci un calcul da? Mic, da. Ai notat? Bagă 3.000 acolo. 3.000 băgat-o, da? 3.000 odată. Regula de 3 simplă, dacă mă forțesc puțin. Așa, ai înțeles? Că tu n-ai prea fost la grăință când erai mai mare. Hai zi, da, trimis 3.000. Păi ce zice ce să zic eu? Ia de la Ciucă. Ia vezi, ce spune Ciucă? Foarte important. Cei care și-au manifestat dorința, s-au făcut liste în spitale? S-au centralizat toate intențiile? Îmi spunea doctorul Gheorghiță de dimineață că avem 4.500 deja înscriși. 4.500 înscriși. Da. Ce ai făcut, mă? Deci erau 4.500 înscriși pe 22 decembrie. Ăștia înscriși s-au înscris singuri, Marius Tucă. Nu i-a înscris nimeni. Nu e ca la Ceaușescu, că te chema în piață. Și cum au făcut, au trimis doar 3.000? Păi una e că s-au înscris și alta că trimit ei. Păi de ce s-a întâmplat? Au trimis mai puține decât s-au înscris. Adică cum? Păi i-au făcut, trimis 3.000 și ei s-au înscris 4.500. Păi cum ai trimis 3.000 dacă erau 4.500? Cum era înainte, sunt mai mulți pe loc. Ăsta era concurs? Da, da. I-au dat concurs cine se vaccinează? La examen, poate sunt 2 pe loc. Erau vreo 3-4 pe loc. 1.5 pe loc. 3-4 pe loc, nu? Sau ceva? Deci. Apropo de bătaie de joc ordinară, apropo de derbedoism din ăla împuțit, da? Putred, gregar, pentru turmă, ce este asta? Hai să ne întoarcem totuși... Mi s-au înscris prea mulți, dar una e să te înscrii și după aia au renunțat. Da, da. Hai să, dat seama hai că să noi... ne întoarcem la pașaportul de sănătate, Marius. Te rog. Și să vedem ce știe Gheorghiță, da? Ia, săracul Gheorghiță. Ce? Păi, el este săracul băgat în față, asta e. N-am ce să fac. Îi urăm succes în viață. Da? Ia. La COVID-19 îi mai poți îmbolnăvi pe alții, domnule doctor? Aici este o discuție extrem de importantă, pentru că din toate studiile clinice efectuate, primul obiectiv a fost cel legat de prevenirea îmbolnăvirii, de boala simptomatică. Și pentru acest lucru... Adică ce spune el? Prevenirea îmbolnăvirii se referă la omul care este inoculat cu vaccin. Deci a fost să-l protejăm pe ăla care se vaccinează. Spun că e un tratament. Vaccinul nu e un tratament. Bineînțeles. Asta am spus de 100 de ori. E un termen colocvial pe care îl folosesc ei. Mai departe. Avem date cât se poate de clare, de eficacitate de peste 95%. Datele alea, cum să te protejezi tu pe tine? Adică ce imunitate îți creezi ca să nu ajungi la... Corect. O îmbolnăvire gravă. Practic, mai mult de 9 persoane din 10 nu au făcut o boală manifestă clinică. Bine, Valerică. Simptomatică. Așa, ia. Nu avem încă un răspuns legat de protecția, de nivelul de protecție față de infecția propriu-zisă, de infecția asimptomatică, dar estimăm pe baza datelor cunoscute medicale că acest risc este foarte probabil mai mic să te infectezi în mod real și în același timp, dacă vei face infecția, riscul de transmitere este oricum mai mic, pentru că nivelul încărcăturii virale este redus comparativ cu o infecție simptomatică, asimptomatică, pardon, naturală. El presupune, nu au date. Nu, da. Nu au date. 1000 de ori, nu. Exact. Deci, atenție încă o dată, dragii mei. Dacă veți călători în orice țară și țara aia nu-i populată de babuini, de babuini,
Bă, ea nu o să vă întrebe de vaccin, că nu interesează cât de mult vă protejați voi pe voi înși vă. Te interesează cum se pot ei proteja în raport cu tine, care merge și acolo. Și atunci o să-ți ceară, în mod normal, un test. Exact, negativ. Și atunci o să-ți ceară același test, care nu este invaziv, nu este un vaccin inoculat și, bineînțeles, veți produce sau nu acel test. Însă e greu de presupus că a nebunit planeta, aia care vrea să se protejeze în raport cu voi, și atunci când voi călcați pragul planetei, ea să vă ceară adeverința de nimic, nu-i așa, că v-ați inocula voi cu ceva, nu se știe cu ce. O să vrea ei să vadă dacă într-adevăr puteți purta o încărcătură virală care să vă transforme în spreader, în răspândac de virus. Și întrebat fiind, bă, dar care e valoarea acestui, mă rog, bucăți de hârtie, nu? Pe care scrie ce? Că te-ai vaccinat. Foarte bine. Să se vaccineze oamenii, am spus noi. Ia. Produsă ca urmare a expunerii la virus. Dar este prudent și recomandat să respectăm măsurile de prevenție în perioada următoare, chiar dacă am fost vaccinați, până ajungem la acel prag de imunizare colectivă de circa 60-70%. Da, foarte frumos. Mm-hmm. Deci, nu știm ce valoare are acest document. Documentul sau certificatul că v-ați vaccinat în sensul de, atenție, valoare utilitară. Ce praxis are el? Uite, spune omul aici foarte clar care e valoarea. Ia. Un document cu care vom putea călători, de exemplu, dacă ni se va cere, e un document doveditor? Nu știu să vă răspund la această întrebare. Așa cum unele state, ați văzut, au impus că poți să intri fie prin a te carantina 10-14 zile, fie prin a prezenta... Hai, lasă-mă și cu Gheorghiță, pe bune, mai nebunit cu Gheorghiță în seara asta. Aici nu pot să spun, dar ce deci pot... nu pot să spun n-ai, ce să faci nimeni cu hârtia aia. Nu, vă spun nimeni, eu, dragi dar. Români, ce să faceți. Nu. Nu. Mi-a zis Marius nu. 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 Okay. Nu trebuie să spui ce faci cu hârtia, te rog în suflet, nu. Băi, dar vreau să spun, să o pună frumos în... A, să o pună în clasor, să o pună la documentele oficiale. Să o pună ramă, să o pună pe perete. Tu, mă, numai la prostii te gândești, Marius. Nu, am zis să... Aoleu, e o tuse care știi. Păi, ce naibă. Domn profesor. Da. Am vorbit mai devreme despre Câțu și băncile și ratele, nu, Marius, la bănci. Nu, Marius, că n-am terminat cu vaccinarea, lasă-mă. A, mai avem Câțu, cu vaccinarea? Păi ce vorbim, nu, dar vreau neapărat că de fiecare dată amânăm să vorbim despre Polonia și Ungaria. E, știți o că să a fost... și... Nu mai amân. După asta cu vaccinul vorbim despre Polonia și Ungaria. Nu o să ai cum. Pentru că suntem amenințați de fiecare dată cu statul de drept. Păi da... Iohannis a venit și a spus, băi, noi respectăm statul de drept. Aia este all seasons. Dar o facem, pentru că eu ascult și mă supun. Eu vaccinul. sunt ginul din sticlă. Nu, zic cu vaccinul. Cu vaccinul, ginu, păi ginu asta și e important. Ginu, nu, că asta ginu. E foarte important pentru te români. Rog, Marius, dragul meu, spune-mi, iubitul meu. Te rog, iubitule. Și, me too. Exact. Și, dragii mei, sufletul meu... Hai să le arătăm românesc. La după ce români. Ai zis că sunt proști că au votat securiștii, da, acum ai zis, dragii mei. Deci... Uite, dragul meu, ca să lămurim o treabă. O luăm așa ușor de la englezi, da? Încoace. Da. E corect sau ce? Bari, dar nu putem să ne comparăm noi cu englezii. Pe bune, oricât ce am face. Păi stai să vezi. Totuși... Dați-mi și mie 160, vă rog. Nu ne înțelegem între noi. Nici un pic nu ne înțelegem. Uite, Marius, vezi? Dați aia jos. Cu vaccinul militar. Frumos, da? Da. Mă mai vezi, tu pe ce mine. Vezi tu în dreapta acolo este ce apare în presa britanică. Sunt niște desene frumoase. Le-a desenat la oamenii aia să vadă cum este cu transportul vaccinului, pe unde se duce. Și spune, uite de aici, la punctul 4, spune așa? Că dacă transporti tu vaccinul, da, în cutii din astea cu gheață carbonică, el poate să stea acolo micuțul, fii atent aici, 10 zile, înțelegi tu? 10 zile și dacă schimbi gheața carbonică, nu-i așa? Poate să stea 30 de zile pentru că acest vaccin trebuie transportat la minus 80 de grade. Da, dragul meu, și uite, spunea un prietenul nostru mai devreme că există aici. Și frigidere care transportă fără gheață carbonică la minus 80. Stai să vedem, da. Deocamdată ai văzut că noi nu știm dacă le avem. Și spune un lucru foarte interesant aici, reține, o să vezi imediat un alt slide, vaccinul dezghețat, decongelat, rezistă așa, cât timp? Spune englezii, poate fi păstrat într-un frigider obișnuit la o temperatură între 2 grade și 8 grade pentru 3,5 zile. Câte zile am spus, Marius? 3?
3,5 zile. Așa spune englezii. Asta înseamnă 3 zile și... și 3,5 și jumate. 5 și jumate, și jumate, da. Bun. Acum că ai văzut acest lucru și ai aflat ceva și despre cutia cu... libelule. Cutia cu gheață carbonică. Băi, o chestie pe care o spune prietenul tău, Gheorghiță. Și uite, spun de aici, uite da. Ce spune prietenul, frate. În loc să vii cu plugușorul, să vii cu sorcova, ai venit cu Gheorghiță toată da, seara. Am venit. Ce să fac acum? Asta e. Știi ce spune fratele tău, Gheorghiță? Aș vrea să știu, dar... Bă, zice așa, că ei când o să transporte poveștile astea, înțelegi da. Tu? Cam știi cât le ia, cam cât au prevăzut ei să ajungă vaccinul peste tot la centrele astea prin țară, de unde trebuie după aia distribuit mai departe? Zice de 12 ore, mă. Și eu m-am întrebat următorul lucru. Bă, dacă aia oricum stă 10 zile, dacă au cutii cu gheață carbonică și chiar 30 de zile dacă schimbă gheața, de ce trebuie să ajungă atât de repede? Și m-am întrebat, nu cumva ăștia le transportă de fapt în frigidere din alea de 2-8 grade? Aminter, care-i treaba cu 12 ore? Că n-am înțeles. Fii atent aici o chestie. Ce vrei să spui? Zi, că eu răspund, dar... Știi, ce, să zice, știi ce zice fratele tău, Ciucă? Nu știu, dar de Gheorghiță nu mai vreau să aud. Păi ia de la Ciucă anul, zi de Ciucă. Ia de la fratele tău, Ciucă. Mm. Ciucă zice o treabă, pe 22 decembrie. Ia, Ciucă. Ce zice? Chiar astăzi mi-a raportat directorul Institutului Cantacuzino că a primit lăzile de gheață carbonică cu care va putea să asigure livrarea de vaccinuri către cele 6 centre regionale și de asemenea... Vali, eu m-am săturat de militarizarea României. Bă, bună. Ăla i-a raportat că ăla e militar la Institutul Cantacuzino. Acum vrei ăsta să... vrea să fie prim-ministru, că și el e militar, a fost general, acum nu mai e militar. Ăia la Suceava au militarizat spitalul Suceava, că nu se putea altfel ieși din pandemie, că erau sute mii de infectați. Da? Dați-mi, vă rog, slide-ul 157, Marius. Uite de acolo. Și dați jos vaccin frumos. Da, jos vaccin frumos, puneți-l sus. Unde vreți. 157, vă rog. Da. Sau a căzut cu Facebook. Hai. Deci, Marius, ce vezi tu acolo, iubitul meu? Deci, mai întâi, ce vezi tu aici, iubirea mea, este strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, da? Da. Și uite ce spune aici. Am făcut cu roșu. Depozitul central și depozite regionale care dispun de condiții de stocare la temperaturi de la minus 80... Vezi de ce a schimbat establishmentul placa unde a zis Gheorghiță inițial că ei n-au da. Decât la Cantacuzino. Pe urmă s-au uitat în propriul lor document, strategia de vaccinare, și unde spune că... ce? Că trebuie să fie peste tot. Și-au întors-o din condei. E peste nu, tot. Lasă aia că e important să citim ce e cu roșu. Deci, da. Era în strategia lor de vaccinare. De la minus 80 de grade Celsius până la 8 grade Celsius. Pac, pac. Pentru toate sezoanele. Adică acolo unde da. Nu e dar în strategie spune, bă, trebuia să ai condiție, să ai facilitate pentru stocare la minus 80. Ori Gheorghiță, săracul, sincer, cum îl știa, și a spus micuțul. Zice, bă, noi n-avem decât la Cantacuzino. A doua zi spre poi, mâine a schimbat-o. S-a uitat, bă, a zis, bă... Bă, vezi că scrie în document, nu e bine. Bag-o pe ailaltă, că avem peste... Yes, ai văzut cum mai este? Mi-a raportat? M-a raportat! Păi, dar și tu crezi că au peste tot? Păi, dacă s-a scăpat și a spus că n-are decât la Cantacuzino... Eu să spun că n-are... Despre ce vorbim? N-au nicăieri. Da, dar atunci explică-mi tu mie altceva. Și de-aia a zis aia cu 12 ore, să ajungă repede ca să le facă repede. Păi tu ce crezi? Că n-au unde să le depoziteze. Uite, dați-mi 361 din nou, vă rog, să vadă Marius. 361, vă rog. 36? Este singurul centru care are capacitatea de stocare la minus 80 de grade în momentul de față, la care se adaugă celelalte 6 centre regionale de stocare. După asta, ce-ai făcut, mă, ce-ai zis? Zis bine, n-a zis bine, da. Zi din nou și a ieșit săracul și a zis, bă, acum e peste tot. Șefule, pentru că tot dai englezii ăștia exemplu de fiecare dată, uite, m-am aflat și eu în Sunday Times.
Da. Numai Sunday cu Times. Britanicii bogați nu vor să stea la coadă pentru vaccinare și oferă 2000 de lire pentru fiecare doză. Păi, iubitul meu, ce părere aici ai? S-ar putea să ai explicația de ce alea 4500 s-au transformat doar în 3000. Aoleo! Mai gândește-te. Tu zici că... Nu zic nimic. Nu. Eu nu zic nimic. Nu cred să fi plecat la băieți. Mă, băiatule, între 4500 și 3000, ci că ar fi o cifră din... Cât? 4 numere? N-ai plătit, domn profesor, 2000 de asta? Auzi, tu explică-mi altceva, prieten. Te rog. Că am înțeles că ești mare vaccinator pe aici, prin România. Eu vreau să vaccinez tot... Ia, dar uite-te, uite-te foarte atent acolo. Dați-mi, vă rog, 158. După asta luăm pauză, după 3, 2, 5, 8. 1, 5, 8. 1, 5, 8. Ia uite-te tu, Marius, pentru toți oamenii care privesc. Deci, în dreapta, și am tradus eu în românește, este textul de pe BBC. E în engleză sus, deasupra BBC-ului, eu l-am tradus în dreapta pe albastru. În stânga este ce ne învață Valeriu Gheorghiță sâmbătă 26 decembrie. Ce ne spune Valeriu Gheorghiță? Cu roșu. Păi. După ce este scos de la această temperatură și ajunge la temperatura de plus 2, plus 8 grade, are o stabilitate de 120 de ore. La englezii mai frig. Vaccinul. Ceea ce înseamnă circa 5 zile. Ce spune englezii? Vaccinul decongelat poate fi păstrat în frigider obișnuit între 2 și 8 grade timp de 3,5 zile. La noi îl țin mai mult, mă. Păi tu te iei de la păi nu că, dar noi, n-o să, noi putem să-l mâncăm și stricat. Păi fraiere, bă, ce ai înțeles? Dar tu te iei de la o zi jumătate. Adică eu merg pe prospectul ăla care la mă protejează. Mai frig, n-auzi. Da, mă. Acum, știi când bagi copanul de pui în frigider? Mie mi se întâmplă. Bă, îl țin o săptămână sau îl țin 3 zile? Bă, îl țin 2 săptămâni, că mănânc din el, că dacă ăștia nu m-au mărit salariul, ce gulesc să fie acolo? La români e 5 zile, mă. Dă-i dracu, dacă îi bagi o apă chioară cu cărbuni în piept, moare să fie sănătos. Da. Dar poate greși la englezi, Marius. Eu cred că la englezi e greșit. Da, ce păi, dar englezii, în primul ăștia... rând, au ieșit din Europeană, e Brexit-ul. Da, nu poți să mai iau după englezi, pauză. Da, vrei să vezi cum e pe etapele vaccinării? Vreau să vezi cum e etapele vaccinării. Dar știi că sunt 3 etape? Da, e prin etapa 1, etapa 2 și etapa 3. Să crezi tu că vreo 5-6. Pauză. În studiourile noastre la Alev News, profesorul Valentin Stan, apropo de vaccin și asta, uite, am descoperit și trebuie să recunosc și fac public asta, un medicament pe care mi l-a recomandat, așa cum spuneam, doctorul Ion Alexie din Las Vegas, medic infecționist, mi-a zis că îl ia și el, se cheamă ivermectină. Știi că am luat, chiar dacă am anticorpi, și am aflat acum că Macedonia aprobă ivermectina ca tratament anti-COVID. Și vecinii bulgari folosesc oficial medicamentul superior Remdesivirului. Autoritățile sanitare au decis să dea undă verde medicamentului care costă doar 10 euro și care și-a dovedit eficacitatea în tratarea COVID. Numeroase studii științifice arată că ivermectina reduce durata spitalizării în cazul pacienților COVID-19 dacă tratamentul este administrat în timpul primei faze a bolii, provocând dispariția simptomelor. Ce pot să spun eu? Că el se ia și profilactic. Adică în momentul în care iei acest medicament o dată pe lună și scrie acolo și găsiți pe pagina mea de Facebook și felul în care recomandă medicul Ion Alexie, e posibil, iei virusul, că virusul ei nu te face nimic să nu iei, dar nu te îmbolnăvești, nu ajungi asta la spital, pentru că te protejează acest medicament minune care se cheamă ivermectina. Mai e o problemă cu el pentru vaccinuri și pentru tratamentele scumpe, costă câteva euro. Păi vezi de ce nu-i bun? Păi vezi de ce nu-i bun? Ce nu-i bun, micuțule? Da? Și puteți găsi... Nu, sunt supărat în continuare, că da, totuși ne scot ăștia de fiecare dată pe pagina mea de Facebook și pe pagina de Facebook la Mediafax și de la Alev News. Hai să continuăm. Era important să spun despre... Foarte important. În strategia de vaccinare există 3 etape, dragii mei, iubiții mei, scumpii mei. Da? Uite. Etapa 1. Lucrători în domeniul sănătății, social, sistem public, privat, bla, bla, bla. Știți despre ce e vorba, ați început să vedeți, medici, etc., foarte frumos. Pe urmă, etapa a doua, zice, populația la risc.
Asta e etapa a doua. Și lucrători care desfășoară activități în domenii cheie esențiale, da? Pentru funcționarea instituțiilor statului, adică apărare, ordine publică, aici intră și profesorii, etc. Deci asta ar fi etapa a doua, dragii mei. Și etapa a treia, populația în general. Deci trei etape mari și late. Bă. Până aici bine? Uh-huh. Păi mă, să vorbim cu prim-ministru interimar, da? Ok? Da, te rog. Ai zis ceva? Sau? Care a fost interimar? Băi, e forever ministru interimar. Ciucă decoratul, genialul, neasemuitul, da? Uh-huh. Întrebat fiind, bă, dar câte etape e cu vaccin? Că se ocupa de vaccinare, el era așa, mi-a raportat de la Cantacuzino, eu sunt comandantul, eu sunt așa. Bă. Ia vezi, Marius, ce știe mai ăsta, premierul României, despre etapele vaccinării. Ești curios? Da. Ia de aici atunci, prietene. Să nu greșim. În câte etape vedeți posibilă finalizarea vaccinării și care e perspectiva de timp? Dacă nu mă înșel, cea de-a doua fază care este vaccinarea propriu-zisă are 5 etape. Cea de-a doua fază care este vaccinarea propriu-zisă are 5 etape. Prim-ministrul României era în exercițiu. Păi va fi ăsta, va veni. Prietene, era în exercițiu. O să vină, te rade pe tine. Ăsta vroia Iohannis să conducă țara. Și el sora, zice 5 etape, deci, adică acum când a început faza. Faza e cu 5. Mai vrei? Da. Ce mai vrei? 5 etape. Întinderea temporală. Lua la aia căzut fața lui Cristache. Moderatorul. Zică 5 etape. Wow, ce zice ăsta? Ăsta zice, da bă, 5 etape. Și tu uiți așa la mine, fraiere. Aici depinde foarte mult de număr. Bun, ai înțeles, da? Deci, e clar pentru tine, Marius. Da. Cum e cu etapele, da? Da, 5 etape din etapa 2. 5 etape, nu? Mm-hmm. Foarte bine. Oameni buni, dați-mi și mie 162 să vadă românii cum se face în Anglia cu etapele. Da. Da. Păi, pe BBC, în orice ziar puteai găsi asta. Dați vaccinul frumos jos. Uite-te și tu, Marius, cum e așezat. Cu oameni, le spune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Care cu vârsta, care pe unde e, care-s rezidenți, care au probleme, care... Frumos să înțeleagă toată lumea. Toată țara, toată Marea Britanie. Hai să luăm așa scurt. Dați-mi 1.59 repede să le arătăm la oameni. Ia. Uite, Marius, fii atent. Cu vaccinurile comparate, iubirea mea. Ia uite frumos. Vezi ce scrie acolo? Ia uite. Mm-hmm. Da? Eu de asta îmi fac AstraZeneca. Exact. Asta. Cu AstraZeneca, cu Moderna, cu BioNTech. Îți arată exact care, cum e, cum se păstrează, tot ce vrei. Și mai e o chestie, că ăsta AstraZeneca nu trebuie să stea la minus 80 de grade. Vezi? Pentru toată lumea, orice englez, orice britanic putea avea acces la povestea asta. Vezi pe BBC frumos, dați-mi 160. Să vadă și oamenii cum se întâmplă într-o țară unde chiar ăștia au grijă. Uite-te tu acolo, arată tu toate... Ești în România, uiți de Da. Arată toate etapele, vezi, de la 1, 2, 3 am mai arătat ăsta. Câte zile stă, se stochează bine, frumos, care ideea, da? Tot perfect. Ai englezii, 161. E uite dozele necesare, ce frumos e asta. Fii atent. În ziua 1 te vaccinezi, da? În ziua 12 începe să apară imunitatea. În ziua între 21 și 28 faci a doua doză, da? Ziua și după asta 28 de zile ai imunitate. Și exact, vezi că spune trebuie să treacă 7 zile după a doua doză. Da? Vezi, îți face și un calendar mic acolo să vezi, tot omul înțelege. Ce înseamnă vaccinul, da? Eu care nu înțeleg nimic și tot am înțeles. Păi, prietene, despre ce vorbim aici? Deci, dați-mi 162 despre etapele. Despre englezi. Uite, etapele iar. Dați-mi 163, îți arată... Le-am dat, nu le mai dăm acum. Nu, asta n-ai văzut-o. Ba da, am văzut. Nu, ascultă, 163. Adică categorii, care intre primul, care... 163, dați-mi. Uite, cutia cu gheață carbonică, îți explică, Marius, cum se face toată povestea. Da? Păi ei ori avea gheață carbonică, noi n-avem. Hai mă că... Noi avem gheață la șpriț, domn profesor, n-ați înțeles. Hai mă că îl întreabă pe Ciucă dacă poate să-i convingă pe oameni să se vaccineze. Ia,
Stai că ajungem și... Mai auzit, noi gheața la șpriț, nu la, la gheață carbonică. Ia de aici. La... Da, 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 ia. Un exercițiu, domnule premier, și considerați că în fața dumneavoastră poate, e o persoană care nu se va vaccina pentru că nu are încredere în acest vaccin. Cum m-ați convinge pe mine, dumneavoastră autoritate, pe mine cetățean, că ar trebui să am încredere în dumneavoastră, cu toate fricile mele, cu toate temerile pe care le aduce un astfel de moment. Cum bine dumneavoastră a spus, timpul de crearea acestui vaccin a fost foarte scurt, de testare, de omologare și așa mai departe. Cum mă convingeți pe mine că... Eu, ca premier, ca interimar, eu ca ministru, eu ca cetățean, mie uneia mi-ar fi foarte greu să vă conving pe dumneavoastră și știți de ce? Pentru că nu am cunoștințele și instrumentele necesare să o... Păi pune-o din nou, stai, nu mai aplaudă, lasă și așa. Și mai pune? Mi-ai furat statul, mai pune o dată asta. Păi, tu care ești în criză de timp? Nu că răspunde el, nu, pe bune, nu se poate, zi, te rog. Ca premier, ca interimar, eu ca ministru, eu ca cetățean, mie uneia mi-ar fi foarte greu să vă conving pe dumneavoastră și știți de ce? Pentru că nu am cunoștințele și instrumentele necesare să o fac. Dăm două palme, te rog. Nu, că dau altceva mai tare decât două palme. El e și cam gras, el a trebuit la... Ia-o pe asta. Vă convins să fiți responsabili. Doar cum? O chestiune de atitudine. Pot să vă convins să fiți responsabili. La ele mai ușor, adică... la ele mai ușor să te convingă să fii responsabil decât să te convingă să faci vaccin. Păi nu, că e militar, măi. Bă, prietene. Fratele meu, e militar. Bă. Că nu i-ai votat tu pe ăștia? Bă, ba da, mă, ba da. Eu i-am cum, votat. Mai pune asta odată că el mă convinge? Băi, lasă-mă. Să fiu responsabil. Păi și cum pot fi responsabil în fața vaccinului? Nu știu, mă. Vali, nu te mai... Pot să vă convinc să fiți responsabili. Tovarășu, vaccinul. Permiteți să raportez. Programul decurge normal. În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic. Băi, ăștia conduc România. Ăștia au organizat vaccinarea. Ăștia îl pun pe... doctorul Cerceluș să spună ție, bă, bagă-ți mințile în cap, marș, turbin, căpașol, du-te și domn fă-te profesor, vaccin. Vali, dragul da, meu, da, iubirea, unde îți petrești cum până dintre ani? Eu cu ciucă aș, da. Eu sunt cu... Să mă facă mai responsabil. Mă duc. Pentru că eu consum băuturi alcoolice și eu nu mai sunt responsabil. Ai zis de băuturi alcoolice? Da, păi hai să ajungem acolo, bă. Fii atent, fii atent, mă, prietene, că erau toți speriați. Aoleu, și-a dat demisia Orban. Și noi ce facem acum? Că nu pot să dea ordonanța de urgență să ne mai păsuiască băncile. Da. Ia vezi, mă. Mi-a venit să pătesc data la bancă, stai liniștit. 371, vă rog. Amânării ratelor la bănci, pentru că era o discuție până la sfârșitul acesteia, să dați o veste atât persoanelor fizice cât și juridice. Ai auzit, mă, ce a zis? Că trebuie să vorbească cu sistemul bancar. Și-au pus problema să-i mai păsuiască pe ăștia. Ei trebuie să întrebe băncile. Da, da, da. Bă, ce să facem? Dragă băncuțe, noi acum, slugile voastre... Cum? Dă-i dracu... Dragă băncuțe. Slugile? Slugile voastre. Păi așa se zice, sluga. E o chestie sluga dumneavoastră. Deferentă. Păi exact. Da, de, au aflat ăștia românii săraci, mă. Vai de hai să vorbim un pic despre legile păi securii. Nu că trebuie să spun cu economiile, mă, că ai văzut ăștia, le ia banii, mă. Ce economii? Știi ce au făcut românii, mă, când au auzit de treaba asta? Nu pot să crezi. Da. Amuleu și vreau să legat, la-la-la-la-la-la-la. Corect. Mai bine beau și petrec decât să-l dă cu la cec. Mai bine beau și petrec decât să-l dă cu la cec. Eu sunt pe principiu ăsta. Eu tot profitul am consumat. Deși eu cu leafa mea, tra-la-la-la-la-la, bine nici nu pot mânca, tra-la-la-la-la-la-la, statul îmi mai cere mie să mai fac și economie, tra-la-la-la-la-la-la-la. Cum se potrivește, Marius? Statul îmi mai cere mie să mai fac și economie, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la. Decât să fiu iar furat, tra-la-la-la-la-la, și prin cec stabilizat, tra-la-la-la-la-la-la,
Mai bine beau și petrec decât să dau bani la cec. Mai bine beau și petrec decât să dau bani la cec. Superb. Pauză. Pentru ultima dată în această seară, pauză. Continuăm emisiunea în această seară. O să intrăm în direct și cu colega mea, Irina, de la Știu. Bună seara, Irina! Bună seara, Marius! Spunem tot despre vaccinuri și voi la Știu, că noi deja mă doare capul. L-am auzit pe Gheorghiță, mi l-a dat domn profesor în seara asta de maxim 30 de ori. Tot despre vaccinuri o să discutați la Știu? O să vorbim tot despre vaccinuri, o să abordăm subiectul ăsta din cât mai multe perspective. Știm în continuare că avem două treimi dintre români care s-ar vaccina mai devreme sau mai târziu. Asta e o veste bună, pentru că putem să ne uităm și ce se întâmplă în Europa, nu stăm chiar atât de rău. Însă până a avea aceste două treimi dintre români vaccinați, avem nevoie clar de o campanie de comunicare coerentă, cât se poate de aproape pe înțelesul tuturor, pentru că nu e o misiune atât de ușoară. Vom avea invitat și pe Dragoș Stanca, expert în advertising, în zona de online, care ne va spune... Și în zona de comunicare. Ne va spune exact cum ar putea să se îmbunătățească această campanie, pentru că, știm, ea va trebui să dureze cel puțin tot anul viitor. Desigur, vedem că unii sunt și deja mai e o chestiune, trebuie oamenii să aibă încredere. Într-adevăr, campania este importantă. Să-i convingi pe oameni, dar trebuie să-și aibă încredere în vaccin, să nu mai fim amenințați. Noi din martie încoace suntem în fiecare zi amenințați. Că o să intrăm în spital, că o să avem înmormântări, că o să ne întoarcem la spital, că o să ajungem la terapie intensivă și așa mai departe. Cred că un pic de empatie din partea celor care comunică nu ar lipsi. O să vedem, aflăm și de la el cum arată campaniile de comunicare în alte state, să poate ne inspirăm de acolo și poate că mai ușor i-am convinge pe ceilalți cu ideea de libertate, de a ne putea plimba. Vedem în Dubai, sunt imagini cu oameni care deja stau la coadă să-și primească acest pașaport. Noi al suntem aproape săraci, Irina, lasă cu Dubaiul. Mergem aici la schi, la munte, mergem la Sinaia, la Poiana, Brașov, la Predeal. Mulțumesc mult, baftă în seara asta, ne uităm și noi, pentru că e importantă campania asta de vaccinare și e important ca oamenii să aibă încredere. Baftă în seara asta, numai bine. Domn profesor, tot cu vaccinarea, văd că e peste tot. Meu, sigur, o să mai vedem, că probabil când vom mai discuta o să le arătăm oamenilor și de ce și cum a ajuns domnul președinte să nu se vaccineze, domnul Orban să nu se vaccineze, când toată lumea civilizată, acolo unde liderul vrea să dea un exemplu, nu? O face fără ezitare. Vezi Netanyahu în Israel, premierul israelian, vezi președintele SUA, că deja e președinte ales, dar 99%... Te lepezi de Biden? Păi nu, normal eu că zic nu. Că va ieși tot Trump, părerea mea. Băi, prietene, bă. Hai, lasă că aici te tachinezi de fiecare dată și tu răspunzi. Bă, tu știi că după te lepezi de Biden sau nu? Stai să spun. Uite că m-am lepădat. Nu, hai că dai cu Trump, ai revenit la aia că zici că... Nu mai avem timp de pentru aia. O secundă. Prietene, a ajuns Trump să afle ce se întâmplă în România, bă, prietene. Ia. Dați-mi 369. 369 să vadă și Marius că domnul Trump s-a sesizat. Honestly, I think we're led by stupid people. Mulțumesc, Donald. Deci, te-ai lămurit, dragă mare. Nu cine de mine te nu, nu, nu de tipă. Nu conduci tu România, da? Omul a zis, da, bă, așa e. Bă, dar să știi că omul nu vorbește prostii. Uite, noi ne-am ocupat de alegeri. Vrei să vezi cum a negociat Orban Ciolanu? Da. Ca să vezi ce contează. Lasă, dragul vaccinat. Cum a negociat Ciolacu? Da, dați-mi 356, vă rog. Te grăbești? Nu. Păi până acum ți-ai bătut joc de timp. Acum alegi. Sigur că. Ia. S-a discutat de ministere. Normal că poate unii au fost supărați că nu mai deținem noi anumite ministere. Pe de altă parte vreau să spun un lucru foarte limpede pe care trebuie să-l înțeleagă toți românii. Din punctul meu de vedere, orice ministru girează un portofoliu,
indiferent că este din partea Partidului Național Liberal. Deci nu contează. Dă-le dracu de ministere. Din partea UDMR. Trebuia să iau eu. El săracul nu știe cel paște. Că este pa de pa. Nu există. N-avem timp să glosăm. N-are vedere. Augurii. Anti-augurii. Mă, dar uite cum au lucrat. Mersi. Ne-am lămurit. Mersi mult că ai trecut. Dați-mi, vă rog, 360 să vadă românii pe cine au votat. 360. Ia. Domnule premier, aveți doi vicepremieri ale căror atribuții am vrea să le și știți în mod oficial ca și coordonare. Le vom prezenta în mod oficial. Partea spune că va coordona partea de gestionare. Nu știe mandatele vicepremierilor. Da. Va gestiona în primul rând partea de dezvoltare în minister care este în această coaliție, către acestui partid și... Eu nu înțeleg ce spune asta, pe bune, mă... Zice, mă, că o să se stabilească. Nu s-a stabilit. Nu! Nu știi că nu s-a stabilit. Deci, el a prezentat un guvern în Parlament fără să știe ce mandate au cei doi vicepremieri. Dar ia uite ce spune ție Barna. Ia de aici la Barna. 357. Dar mă lași pe mine să mă simt bine în seara asta. N-ai timp. 357. A fost o discuție foarte, foarte pragmatică. I-am transmis președintelui că nu suntem o coaliție bazată pe un entuziasm nou, bucuroși că s-a întâmplat, și că este o coaliție care își asumă foarte responsabil măsurile și ceea ce va urma în lunile și anii următori pentru România. I-am transmis și că, dincolo de programul de guvernare pe care îl vom prezenta mâine, sunt câteva reforme care trebuie să se întâmple în România și pe care electoratul le așteaptă și că așteptăm sprijinul și susținerea domniei sale pentru ca aceste reforme să devină realitate, chiar dacă ele nu sunt explicit menționate în programul de guvernare. Mulțumesc! Tu ai auzit, mă, ce spune ăsta? Nu înțeleg. Că vrea să facă lucruri, reforme care nu sunt în programul de guvernare. Exact lucru pentru care l-au acuzat pe Dragnea. Păi, Dragnea, nu de-aia te-a votat poporul, mă. Iar el vine acum, ca o păsăruică. Tu vrei să mă enervezi pe final. Păi și spune, băi, noi suntem ca Dragnea, adică noi facem lucruri pe din dos, nu v-am spus ce vrem să facem. Ia-mă de la Ciolacu, poate îmi spui tot ce vrea să zic. Băi, dar lasă-mă, chiar era o să reușită. Mai important, măi. Ciolacu, mă. Of, Doamne, păi, Doamne. Tu nu vrei să afli de la Ciolacu? Ba, vreau, dar... Hai, mă, lasă-mă, ia de aici. Ia. Președintele României, așa zisul președinte al României, s-a antepronunțat asupra acestei alianțe a pierzătorilor și a dirijat astfel încât lucrurile să ducă spre acest dezvoltământ. Ce? Ce? Să ducă spre acest dezvoltământ. Dezvoltământ? Să ducă spre dezvoltământ. Dezvoltământ la Caracal, aici noi. Bă, tu-ți dai seama, mă, băiatule. Îmi dau seama, mă, băiatule. Vrei să-ți arăt o PSD-istă acum? Hai, dă o PSD-istă. Hai să-ți dau o PSD-istă să te bucuri și tu. Ce-ți mai place PSD-istii, Vali? Bă, întâi reține. Știi cum se depune jurământul, mă, la... Cu mâna pe Biblie. Mă, și ascultă că nu știu. Dar nu la USR. Fii atent. Textul. Jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării, jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României, jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul creițat de popor, așa să mă ajute Dumnezeu. Tu poți să citești textul ăsta? Nu, pă, că e lung. Păi e da, greu. E poți, bă, să-l citești ca să te pui și tu în jurământ? Poți? Nu. Nu? Nu poți? Nu. Ia pot. De aici atunci dacă nu poți. Hai să vedem cum depun PSD-ul. Mi-ai stricat chiar toată ziua. Lasă, bă, dați-mi 3-5-8 să-mi vezi și tu ceva. 3-5-8, vă rog. Are cuvântul doamna Goleac Nicoleta Matilda, se pregătește domnul, doamna Nasar Rodica. Ia de aici cu PSD-ul. Eu, Goleac Nicoleta Matilda, deputată ales în circumscripția 42 a municipiului București. Jur credință patriei mele, România. Până aici bine. Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Jur să îndeplinesc mandatul. Mandat. Care mandat, mă, nu scrie așa? Cu fidelitate și onoare. Bravo, bravo. Mandatul încredințat de poporul român. Ce ai făcut, Marius? Hai, așa să ne ajute Dumnezeu. N-ai putut să citești? Mersi mult că ai trecut chiar o seară reușită. Băi, păi n-a putut, a fost greu, era literele mici. Bă, a tăiat ăștia literele filmul, mici. Ai tăiat filmul și ăștia o puneau să depună jurământul din nou, mă. Păi dă-l, hai. Păi dacă l-ai tăiat, lasă oamenii s-au speriat. Hai, pune. Păi nu ne mai pune acum. Pune, pune. Cântă, pune aia din nou. Nu vă aud.
ce a spus? Ce a spus? Ce trebuie să faci? Ce uite că te strigă? Da. Bă, te strigă. Mai spune o dată. Mai spune o dată jurământul. Ai greșit jurământul. Ai greșit jurământul. Băi, gata. Dar ce are peste niște frate? Nu știu, mă. Dar nu domn profesor, că, mulțumesc. A fost o onoare pentru mine să vă găzduim. A fost o onoare. Englezii, ca să stea liniștit, pentru că n-am 2000 de lire să dau pe ăla, că suntem aproape săraci, dezvoltă un medicament cu anticorpi care oferă imunitate imediată la COVID-19. Vorba de anticorpii monoclonali și de ăsta merg. Și tehnologia ARN, asta e adevărat, poate trata toate bolile, potențialul este infinit, afirmă imunologul Steve Pascolo. Asta e adevărat cu ARN-ul. Stai, stai. Farsa alegerilor. Stai puțin, că nu dăm. Și uite, avem aici Business Magazine, cele mai inovatoare companii din România. E o revistă la noi aici în grup care merită citită. Corect. Pagină cu pagină. Eu am citit-o. Subscriu. Și merită. Să... Da, a fost onoare pentru mine. O noapte. A fost un an greu. L-am început acum un an. Marius, ne întâlnim la anul? La anul și la mulți ani. Să noi trăiești. Ne vom revedea chiar pe 4 ianuarie. Absolut. Și aștept ca băieții, securiștii tăi pe care îi cultivi de fiecare dată... Să ne lipească Să ne lipească timbru pe suta, 500 de euro pe frunte. Și le dăm farsa alegerilor data viitoare. Și să nu ne mai... Și ce o să facem? O să înregistrăm odată ceva. Așteptăm să iei să ne taie și să intrăm din nou cu înregistrarea de unde am... De la capă, ce știi? Masochist, o să le facem asta, dacă masochist, vrei. Mersi mult, domn profesor, o onoare să ne trăiești și cele bune acestui popor nefericit. Cele bune să se adune, cele rele să se spele. Vom trece pe băuturi alcoolice de aici înainte. Cine mă aproape?